Bună ziua, oameni buni, bun găsit la Brigada Mobilă. Trebuie să discutăm, pentru că n-avem încotro. Trebuie să discutăm despre un caz care a făcut vâlvă la vremea lui, dar care a fost îngropat de către autorități. Și nu trebuie să-l lăsăm îngropat, pentru că oricând se poate întâmpla oricăruia dintre noi sau copilului oricăruia dintre noi. Este vorba de cazul Caracal. A încercat încă de atunci să ni se bage pe gât ideea că Dincă este principalul vinovat și singurul, că Dincă este un prădător sexual, un lup singuratic, singurul vinovat de toate nenorocirile care s-au întâmplat acolo în Caracal. La început am afirmat și eu, și îi spun și bună ziua cu ocazia asta, și eu și Alecu Racovicianu, colegul meu de podcast. Vă salut! Am afirmat de la început că Dincă sigur nu este un lup singuratic. Sigur este o verigă și nu una importantă dintr-un lanț de trafic de carne vie. Mergeam atunci mai mult pe intuiție pentru că informațiile erau destul de puține. Acum avem informații în plus și asta ne întărește convingerea că Dincă, acest condamnat, care sigur că merită să stea, că e nemernic și merită să stea în pușcărie, nu este singurul vinovat și nici de cum principalul vinovat de toate nenorocirile care s-au întâmplat. Luiza Melencu. Luiza Melencu este prima dispărută. Fata care a dispărut pe 19, pe data de 19, în 2019, pe 14 aprilie, pardon, a fost răpită de acest Dincă. Au început cercetările, care cercetări au bătut pasul pe loc, vă aduceți aminte, dosarul care avea inclusiv fotografia mașinii lui Dincă cu care o răpise, procurorul nu făcuse nimic, Dincă a recidivat. Uite că și după arestarea lui Dincă continuă să dispară tinere fete, inclusiv în zona aia, fără să le mai caute nimeni. Luiza Melencu nu este moartă din punct de vedere juridic. Ea nu există un certificat de deces pe numele ei. Este pusă, în schimb, la persoanele dispărute pe site-ul Ministerului de Interne. De ce spunem că de 4 ani de zile parchetul și-a bătut joc de această fată, de familia ei, vă aduceți aminte, bunicul Luizei Melencu, ce disperat era, mama ei, celelalte rude. Am fost acolo la fața locului, am vorbit cu ei. O dramă de nedescris. Ea este Luiza, cea care am vorbit cu oameni care au văzut-o în ultimile momente, când a fost luată de mașină și așa mai departe. De ce spunem că dosarul nu trebuie închis, deși autoritățile s-au străduit să facă lucrul ăsta? Am descoperit un caz absolut senzațional, Alecu. Ia să vedem, m-ai făcut curios. Hai să te fac și mai curios. Luiza Melencu a dispărut, așa cum am spus, pe data de 14 aprilie 2019, în jurul orelor 13:30. Ei bine, tot pe data de 14 aprilie 2019, între orele 13:30 și până la 19:22, de pe telefonul ei sunt date 69 de apeluri, numai puțin de 69 de apeluri, cu hârtii dovedite, lucrurile astea nu le-am scos eu din burtă. Aceste apeluri, de fapt ce fac? Accesează căsuța vocală ca să vadă, ea avea activată căsuța vocală, ca să vadă cine a căutat-o. De asemenea, pe telefonul bunicului fetei apare că din când în când telefonul este activ, că se poate vorbi la el și că se și vorbește. Pe data de 18 aprilie, de exemplu, este cineva care ne dă telefon sau ai băgat tu? Doamna, o sun pe doamna avocat. Da, o să avem și pe doamna avocat, pentru că dânsa și este de admirat, doamna avocat Obârșanu, este de admirat, doamna avocat se bate de 4 ani cu toate autoritățile, încercând să scoată adevărul
la lumină. Să rog mâna, doamna avocat, sunteți în tribunal, i-ați lăsat baltă pe judecată. Da, la Curtea Supremă. La Curtea Supremă, e bine. Aveți grijă să nu mai faceți pe cineva să vă reclame. Doamna avocat s-a referit în termeni foarte galanți la un procuror și a fost reclamată la parchetul din Timiș. Asta a fost de altfel singura activitate în dosarul găsirii acestui telefon care, repet, după funcționare, după dispariția lui Izei Melencu, a funcționat. Doamna avocat, ca să înțelegem, eu am aici notat, spuneți-ne care este povestea, spuneți-ne dumneavoastră, deci rămăsesem la data de 14 aprilie 2019. După dispariția lui Izei, mai sunt 69 de apeluri. Da, sunt 69 de apeluri date la serviciul de mesagerie vocală, însă polițiștii care au anchetat au susținut că aceste apeluri au fost date unei persoane private din județul Prahova. Și s-au dus acolo, au constatat că de fapt n-au fost date acelei persoane private, însă nu apare niciun fel de corectare în dosar. Deci noi, dacă citeam dosarul, știam că acele apeluri au fost date în altă parte. A trecut ziua respectivă, deci, la ora 19. Ca să punctez lucrul ăsta, telefonul nu mai funcționează. Mă iertați un pic, vă întrerup, ca să punctăm lucrul ăsta, că este foarte important. Acele apeluri 69 vi s-au spus, polițiștii v-au spus că au fost date din județul Prahova de către o persoană. S-au dus la acea persoană... Către județul Prahova. Către județul Prahova. Acea persoană a spus că n-are nicio legătură cu cazul și s-a dovedit că n-are nicio legătură. Răspunsul... Erau apeluri date pentru verificarea mesageriei vocale, în realitate. Deci cineva care cunoștea parola telefonului a dat apelurile către mesageria vocală. Deci telefonul era parolat? Da. Deci după dispariția lui Izei, cineva care știa parola lui Izei care a aflat-o în vreun fel, deci cineva care a avut legătură cu ea, că bănuiesc că parola ea o știa, a acționat împotriva, în continuare cu telefonul. Bun, spuneți-ne mai departe. După două zile încep să apară pe telefoanele cunoscuților apeluri, notificări de prezență, adică telefonul lui Izei se deschide în zone accesibile. Funcționa câteva secunde, după care se închidea, dar fără să se dea vreun apel de pe acel telefon. Și ajungem până în 26 august 2012, când telefonul bunicului, pe telefonul bunicului apare o fotografie cu telefonul bunicului cu notificarea de prezență. După două zile, judecătorul de la Tribunalul București, care avea dosarul, solicită să identifice locația de unde porneau notificările de prezență. Soluționarea acelei dispoziții a judecătorului nu se află în dosarul de urmărire penală și am cerut-o în continuu și în fața instanței de fond de la Slatina și în fața instanței de apel și în acest dosar de tâlhărie pe care l-am inițiat atunci când, în 2020... Stați să nu le amestecăm. În 26 august era răpită deja a doua victimă? Da. Era la o lună după răpirea celei de-a doua victime. Am înțeles. Deci în cadrul cercetărilor, după ce Dincă fusese reținut... Erau perchezițiile alea mamut acolo, cerneau nisipul în grădină. Da. Se cere un element despre care știu eu că e destul de comun în dosarele penale din ultimii ani, localizarea aparatului. Exact. Și traseul urmat. Și nu numai că se cere, un judecător decide să se facă lucrul ăsta. Da, se cere oficial. Deci de un judecător de la Tribunalul București. Uh-huh. Ce instituție? Modul în care a fost soluționat. Iertați-mă, ce spuneți. Instituție dă de obicei localizările astea? Da, aveți dreptate. Păi, din subordinea serviciului.
SRI 1? Nu, STS-ul. Da. STS-ul? Da. Acea vestită triangulație, triangulație de care am tot auzit de la Caracal încoace și înainte și după Caracal, important este că nu s-a dat, sau poate noi nu știm. Doamna avocat n-a avut acces decât la dosar. Trebuie să aibă avocatul. Nu, a avut acces doar la dosar. Nu știm dacă STS-ul a dat. Am citit dosarul miliția, de procuratura. Cred că de 7 ori. Da, ele nu sunt în dosar, dar nu știm care instituție nu și-a făcut treaba sau care instituție le-a dosit. Nu știm dacă, eu nu vreau să iau partea STS-ului, că nu sunt văr cu ei. Dar nu știm dacă STS-ul a localizat și le-au dosit procurorii sau STS-ul a băgat cărtia în sertar și nici măcar Bun, n-a localizat. Mergem mai departe atunci. Vă mai dau un argument. Da, vă rog. Am ajuns în vara anului 2020. Suntem în 2019, stați un pic. Da, mă. În 27 august a spus 2019, judecătorul a dispus această localizare a telefonului. După ce tot în august, în aprilie, 19 aprilie, inclusiv apare pe telefonul bunicului. Că dumneavoastră vă bateți. Și în iunie apare, și în mai. Și în iulie. Da, și dumneavoastră vă bateți în instanță și în 27 august, dar în 27 august nu era vacanță judecătorească, adică știu că domnii judecători... Nu, urgențele funcționează, deci pentru urgente funcționează. Dar, da? În anul următor... Înseamnă că trebuie să le dea ceva 5.000 de euro în plus la pensie. Nu, o clipă. Dacă. În 2020, văzând că nu se face niciun fel de cercetare în dosarul de Caracal 1, da, acela care era la Slatina, i-am cerut doamnei judecător, doamna judecător, cea care a decedat, vă rog frumos, faceți solicitare la DICOT să vă comunice cum a fost soluționată cererea. Și doamna judecător a început să plângă, practic plângea. Nu mai faceți cerere în fața mea, faceți alt dosar. Așa se întâmpla pe data de 16 iunie 2020. Când doamna judecător, care a fost așa de afectată de a și murit, v-a zis plângând că să nu mai faceți astfel de cereri, că îi mototolis caracterizare. Exact. Și atunci a făcut plângere la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal pentru tâlhărie. Stați puțin că ne ia capul. Adică un judecător vă roagă să nu mai faceți cereri? Da. Plângând? Da. Da, doamna Cotoi, Iana Cotoi. Da, e moartă, Dumnezeu s-o ierte, nu mai poate să plângă. Dar Alecu, ce zici de asta? Merge mai departe. Între timp, dumneavoastră, ce semnale aveați? Răspunsul venise legat de telefon sau nu? Nu mi s-a admis absolut niciun fel de cerere privind de telefon. Aha, dar mai am o întrebare. Nici o cerere privind... În acest dosar este acuzat de viol încă un personaj. Nu la Melencu, nu. La celălalt dosar. La cealaltă victimă, pardon. În ce o privește pe Luiza, e acuzat Fane. Fane e acuzat. Fane Risipițeanu. În ce o privește pe Luiza este. Deci Fane Risipițeanu este acuzat că ar fi violat-o pe Luiza Melencu. Sunt bun de procuror în dosarul ăsta. El a fost întrebat de acest telefon, dacă cumva atunci l-a luat el? Nu, deci el mi-a cerut odată, zice, doamne, cereți înregistrarea. Vă rog eu mult că o să dovediți că prin înregistrarea aceea pe care au făcut-o procurorii cu ocazia audierii mele, o să dovediți că eu nu am nicio legătură, că eu nu știu cine este Luiza Melencu. Și când am cerut această înregistrare, ce credeți că acolo îi spuneau procurorii că a fost violată odată Luiza și el spunea de două ori. Deci el se autoincrimina. Bun. M-am uitat la diagnosticul pe care l-avea Fane Risipițeanu și avea o pierdere a capacității de intelectuale. Era foarte ușor de manipulat. Mm-hmm. Da. Doamnă, eu pe Fane, ca să vă completez, eu pe Fane Risipițeanu ăsta l-am văzut, l-am cunoscut.
atunci când stăteam în poarta lui Dincă, după dispariția Alexandrei. Risipițeanul ăsta era un pierd de vară pe acolo, îl mai trimiteam de ne cumpăra apă sau țigă. Deci el era fericit că îi rămân 2 lei restul de la sticla de apă pe care îl rugam să ne o cumpere. De unde până unde risipițeanul ăsta apare în dosar ca violator? Există vreo urmă biologică, ceva, sau este vreo declarație? Cum apare asta? Că ăsta cred că nu era în stare... Și niște urme biologice în... Păi ori fi fost că el se tot ducea pe la Dincă pe acolo și făcea tot felul de corvezi, tot așa, contra o bere, contra... Adică ăsta nu era în stare să treacă strada, dacă să violeze. Deci, gândiți-vă că pe pledul acela din patul unde Cica a fost violată cele două fete, apare o urmă de la Vane Risipițeanu, care a fost cu câteva luni înainte Cică, produsă, dar nu apare nicio urmă de la Alexandra, care Cică a fost violată cu câteva ore înainte. Nicio urmă de ADN. Da, deci în camera cuțirea nu este nici urmă de ADN și nici pe corpul Dincă care să provină de la Alexandra Măceșanu. Dar există dovezi că Alexandra Măceșanu ar fi fost într-o altă locație, acolo unde BCCO-ul Craiova o depistează prima dată. Da, domnul Bebe Lazar ne spune reîncălzirea ciorbei. Domnul Lazar, nu vă mai uitați că deocamdată o reîncălzim, dar o să se înfierbânte și s-ar putea să vă frigă. Eu zic să nu vă mai uitați. Dumneavoastră realizați ce spunem noi aici? Că dosarul este neînchis, ba mai mult, o să vedeți, o fractură logică a procurorului care a anchetat cazul ăsta. O fractură gravă, logică. Tocmai pentru a închide dosarul. Dar, nu, dacă nu înțelegeți, nu vă uitați, că pierdeți timp. Da. Nu-i dramatic. Bun, mergem mai departe. Sunt programe de un an de zile, manele. Un an de zile, plângerea mea pentru tâlhărie a fost tergiversată de la o unitate la alta de parchet. De la parchetul local Caracal la parchetul Tribunalului Olt, de la parchetul Tribunalului Olt la DICOT, de la DICOT la DICOT Scriptura Centrală și ajunge la același procuror la care, în urmă cu un an de zile, a fost dosarul Caracal. Nu au vrut să răspundă de la DICOT Structura Centrală niciodată de urma dosarului de tâlhărie. Bun, mergem mai departe. În iulie 2021, deci la un an după ce am făcut această plângere, iulie 2021, eu vreau să mă grăbesc să vă spun să nu mă cheme în sală, iarăși, în alta curte. Da. Haideți că mai spune 2020. Cineva că vrem să vă facem reclamă. Stimate reclamat, domn cu reclama. Doamna apare de 4 ani la televizor, nu mai are nevoie de reclamă. Se descurcă și fără noi. Și da, se descurcă și fără noi. Încercăm să dăm de capul, dar să știți că este și foarte multă lume întreagă la cap, care spune că da, autoritățile și-au dat cu stângul în dreptul și o să vedeți cum și-au dat cu stângul în dreptul rău de tot. Bun, hai să ținem firul. Am făcut de două cereri. În vara lui 2021 aflu că dosarul este la DICOT, dosarul de tălcărie este la DICOT OL, DICOT Structura Centrală. Și solicit să fie permisă participarea mea la administrarea probelor. Mi se răspunde în cele din urmă că nu mi se poate permite participarea la administrarea probelor, că nu se știe care a fost calitatea clientei mele, adică mama Luizei, în acel dosar de tălcărie. Pentru că nu a fost audiată. Adică este o nouă modalitate de a trage de timp. Exact. Ajungem în septembrie 2021. Este audiată mama Luizei și spune, da, domnule, telefonul era parolat, este telefonul fiicei mele, vreau să știu unde a funcționat. Pentru că a funcționat acest telefon până la sfârșitul anului 2019. Și aștept iarăși. Fac iarăși cerere pentru urgentarea, contestații privind urgentarea dosarului de tălcărie, care cerere mi se admite în februarie 2022 și se de către Tribunalul Olt și se dă termen până în martie 2023 să se soluționeze dosarul de tălcărie. Adică vedeți că nu e reîncălzită ciorba, se judecă. Se judecă, deci asta vă spun, nu puneți mâna pe oală că vă frigeți.
Uitați-vă în altă parte. Ajungem în martie, în februarie 2023 și ce părere aveți că primesc soluția de clasare a dosarului privind tâlhăria, clasare dispusă de către DICOT, structura centrală, același procuror care l-a trimis în judecată pe Dincă pentru omor. Aici avem, după părerea mea, fractura logică cruntă. Pentru cei care, că spune cineva, domnul Nicolae Călin, tot ce arătați este doar circ pentru a hipnotiza oamenii. Domnul Călin, duceți-vă la circul unde nu se hipnotizează oamenii. Da. Este aici, pe alea circului în capăt. Sau treziți. Încercați o cafea și vă treziți. Haideți să le explicăm, că văd că sunt unii care nu pricep. Care este fractura logică aici? Procurorul care îl trimite în judecată pe Dincă pentru omor, și Dincă este condamnat pentru omor, închide dosarul de tâlhărie, adică căutarea telefonului, închide dosarul de tâlhărie pe motiv că tâlhăria, adică luarea telefonului de la Luiza, n-a fost urmată de moartea victimei. Același procuror care spune autorul a omorât victima, a trimis în judecată și este condamnat, acum spune anul ăsta, la începutul anului ăstuia, apropo de ciorba încălzită, spune nu e de competența noastră, noi îl închidem, că nu e urmat de moartea victimei. Nu e adevărat, nu e așa. Păi cum nu e așa, doamnă? Că eu asta înțeleg. Nu, stați puțin, aveți puțină răbdare. În 2023 contest soluția de clasare dată de procurorul de la DICOT. Păi despre asta e vorba. Nu era de competența DICOT-ului să soluționeze cauza. Și mi se admite contestarea și se redeschide urmărirea penală în mai 2023. Ajungem în 2023, în 18 iulie, și în 18 iulie 2023 se dau două ordonanțe. Una de schimbare a încadrării juridice din tâlhărie urmată de moartea victimei în complicitate la trafic de persoane urmată de moartea victimei. Ascultați-mă puțin aici. Da. Fac plângere împotriva acestor două ordonanțe și după ce inițial mi se respinge plângerea la DICOT, structura centrală, în toamna lui 2023 mi se admite plângerea și tribunalul Olt spune: domnule, ce probe s-au făcut ca să schimbați și încadrarea juridică și să dați și clasare? Și zic, singura probă din dosar este plângerea împotriva mea când am făcut pe procuror Bou. Asta e singurul act făcut. Asta, mă rog, e problema dumneavoastră, o rezolvați cu barou de la Bun, și atunci judecătoarea mi-admite plângerea împotriva soluției de clasare și trimite înapoi la structura centrală. Ajungem în decembrie 2023, data la care domnul procuror este avansat ca șef al structurii antiterorism. Să trăiți! Noroc că nu ne atacă teroriștii! Și atunci ce credeți că face acel domn procuror celebru? Din dosarul Caracal și apoi din dosarul de tălătărie. Schimbă încadrarea juridică din tâlhărie urmată de moartea victimei, trafic de persoane urmată de moartea victimei, în tâlhărie neurmată de moartea victimei, deci zice că nu este urmată, acum în decembrie 2023, și mă trimite înapoi la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal, unde m-am adresat eu acum 4 ani. Adică v-ați întors de unde ați plecat? De unde am plecat? În urmă, da, cu 4 ani de zile. Mai lămuriți-mi un element. Cum rezolvă problema obiectelor victimei Luiza Melencu, procurorul, în dosarul de trafic de persoane, omor și profanare de cadavre? Nu rezolvă nimic, nu. Adică nu spune ce s-a întâmplat cu lucrurile? Ce s-a întâmplat cu lucrurile? Nimic. Lănțișorul acela, nici măcar lănțișorul Luizei, acela despre care se rugau procurorii să recunoască familia Luizei, nu se asemăna absolut deloc cu adevăratul lănțișor al Luizei. Lănțișorul Luizei era unul produs în America, iar lănțișorul găsit în casa lui Dincă era unul turcesc.
Păi, lănțișorul găsit în casa lui Dincă era un... cumpărat din Turcia, nu, din America, produs în Turcia. Doamna avocat, vă întreb ca să nu vă cheme în sală și să vă fac reclamă, cum spune un domn de aici. Doamna, nu apelați la doamna, nu apelați la doamna avocat. Dacă credeți că îi facem reclamă, nu apelați, noi nici eu. E foarte simplu. Noi ne-am obișnuit așa să criticăm, domnule, de-aia e capitalism. Îți place? Iei, te uiți. Ca la piață, cumperi. Nu-ți place? Nu te uiți. Nici nu jignești, nici eu dacă mă duc și găsesc la piață niște ridichii scofălcite, nu le-am la șuturi pe vânzători sau la înjurături. Mă duc la taraba de alături, unde are ridichii care îmi plac. Așa e și la... Dar noi încă mai avem niște tare. Deci, ce să vă spun? Eu, părerea mea este că în înțelegere procurorul cu Dincă și cu anumite elemente au încercat, de fapt, altceva. Ei au încercat să tragă de timp. De ce, doamnă? De... Că este evident că au tras de timp. Odată ce după 4 ani vă găsiți practic în punctul zero de unde ați plecat după răpire. De ce au tras de timp procurorii, deci angajați ai statului, care după cum ați văzut, avem cazul celebru al lui Caratistul ăsta, mă, cum îl cheamă, Alecu. Care, mă? Caratistul de ieșit la pensie la 40 de ani acum. Numai. Dacă dumneavoastră, în dosarul Caracal. Așa, deci ăsta a ieșit cu 5.000 de euro. De ce, doamna, au tras de timp procurorii? Că este evident că au tras de timp. Au plimbat, v-au plimbat cu dosarul, declinându-și competențe și răs competențe. Eu am aici, de la dumneavoastră, întreaga listă pe date, pe ore, toate demersurile care le-ați făcut și toate plimbările pe, v-au trimis de acolo. De fapt, în continuare, mai am câteva termene. De ce, am să vă spun, doamnă, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Am înțeles, v-a plimbat 4 ani de zi. De ce? Curtea de apel Craiova, deci Curtea de apel Craiova, în motivarea încheierii prin care mi s-au respins toate cererile privind localizarea telefonului Luizei, știți cum motivează? Numai pe doamna Obășanu o interesează locația unde ar putea fi fetele, instanța este preocupată de condamnarea lui Tincă. Cum stați un pic? Stați că motivarea judecătorii. Deci asta am pierdut firul. Stați un pic, aici ne-ați pierdut. Cum adică nu e, instanța este preocupată doar de condamnarea lui Dincă? Au scris ei negru pe alb așa ceva? Așa scrie pe hotărâre. Domnule, merită pensiile. Pe cuvântul meu. Ăsta are 5.000 de euro. Cum îl cheamă, mă, frate? Când scapă numele. Vă rog. Dănileț. Dănileț a ieșit la pensie până în 50 de ani, 40 ceva de ani. Avea cu 5.000 de euro. Cred că și ăștia or să iasă la pensie. Bine, că dacă mai plimb o dată dosarul 4 ani, fac vârsta de pensie. Cred că au 30 de ani acum. Vârstă, da, 30-31. Știți că judecătorul acesta care a scris această motivare, că numai pe mine mă interesează, nu interesează și pe instanță localizarea victimelor. Câți ani are? Eu mai fiu date și din celelalte dosare care privesc polițiștii. Pe acolo să știți că sunt niște dovezi care pun sub semnul întrebării locația unde a putut fi Alexandra. Iasă, adică cum? Stați un pic că aici chiar începeți de am să vă spun cum. Vesel. Am rapoartele de expertiză din care rezultă că probele care se refereau la camera lui acolo unde a fost violată Alexandra în data de 24-25 au fost retrase de către procuror sigilate. Așa. Deci de acolo au fost retrase. Dacă vă duceți acum în casa lui Dincă, veți găsi saci cu probe cu antetul poliției române. Au fost abandonate acolo probele. Păi stați un pic, că în casa lui Dincă, de la un anumit interval de timp când s-au ridicat alea, poliția nu treceți, au putut să intre rudele, cine a vrut și cine n-a vrut. Adică probele alea puteau să dispară să foarte bine. Să saci întregi probe. Încă mai sunt? Dacă proștii știți au fost care mai e statutul acestei case? Erau acolo, saci întregi. Proștii au fost aia care le-au lăsat, că eu am văzut că din prima zi când cercetau în curte după dispariția Alexandrei,
Mâncau pizza și fumau. Eu n-am înțeles. Adică am vrut să le stric peste gard. Băi, mâncau arta. Iar sus, acolo unde se spune că a ținut-o... Nu sus, jos. Pe Luiza. Alexandra. Când a urcat în podul ăla, pe scara aia, care se vedea de afară, unul singur era în combinezon. Și ăla cred că era de la circ. Că restul erau îmbrăcați toți, cred că filmau ceva pe acolo. Restul erau toți îmbrăcați cu ce veniseră de acasă, de la da, mama. Dar camera aia în care se spune la subsol că o pregătise pentru a deveni carceră pentru fete... Isa... Nu era cameră. Nu era nicio cameră la subsol. Dar ce era? Nu era. Eu n-am văzut. Nu era cameră. Deci acolo se zice că a fost legată... Deci acolo ci că a fost legată Luiza și în data de 24-25 a fost legată Alexandra de pat. Dar urmele biologice de pe marginea patului au fost cerute înapoi neexpertizate. Și când am întrebat unde sunt probele, sunt distruse. Deci din 40 de probe, plicuri cu probe pe care le-au ridicat de acolo și au fost emise într-un lot la expertiză la INE, doar 4 au fost expertizate, restul au fost conform dispozițiilor primite, așa spune expertul. Conform dispozițiilor primite, am restituit plicurile intacte. Mm-hmm. Mă întreabă cineva da. de ce mă cert cu cei de pe chat. Nu mă cert. Tocmai asta vreau, să nu ne certăm. Da, să rămânem, să ne despărțim prieteni. Să ne despărțim prieteni. Eu îi învăț să nu piardă timpul. Dacă nu înțeleg ce vorbim noi aici, nu e supărare. Rămâne pentru... Să știți că sunt și foarte mulți oameni Doamne, care... Mai aveți, după atâția ani, vreun semn legat de acel telefon, adică dincolo de luna august, de când ați spus atunci? Nu, pentru că din luna decembrie n-a mai fost valabil abonamentul. Decembrie 2020. 2019 a încetat abonamentul. Și prin urmare, telefonul aprilie, a fost repartit. Între aprilie și decembrie 2019 au fost permanent astfel de semne Da. Notificări de prezență, așa se numesc. Notificări de prezență. Nu mă pricep chiar așa ca STS-ul, dar oricum încerc să înțeleg ce spuneți. Da, domnul Nicolae Călin, că apropo de demersurile făcute, domnul Nicolae Călin mă întreabă că dacă tot am fost acolo și dacă i-am filmat, de ce nu i-am dat în judecată? Domnul Călin, rolul meu este... Eu sunt jurnalist. Rolul meu este să informez. Și am informat că unii bezmetici, ziși criminaliști, stricau probe și umblau aiurea acolo. Ar fi trebuit să se sesizeze, să se autosesizeze organele de stat. Eu nu sunt... Eu eram ziarist acolo, nu? Nu eram anchetator sau din partea familiei să spun că ancheta se desfășoară prost. Eu am informat opinia publică că ancheta se desfășoară prost. Da. Ei, problema este că am încercat o altă metodă. Am făcut acea plângere pentru dispariții, după care am încercat o altă metodă. Metoda aceea pe care am încercat-o, la ce credeți că s-a referit? Am făcut demersuri pe lângă Parlament să soluționeze mai repede, să se voteze mai repede legea dispariților. Și am aflat că de 2 ani de zile legea dispariției persoanei este blocată în sertarele Camerei Senatului. Ce care ar fi cea mai ardentă mențiune în legile astea, în legea asta? La ora actuală, dacă dispare o persoană, se constituie un dosar de dispariție care nu este accesibil familiei și nu există cale de atac. De exemplu, fetița aceea, Geneș Mihaela, care a dispărut acum 25 de ani din Caracal, am fost cu tatăl ei la poliție să verificăm ce acte de urmărire, de căutare a fetei s-au făcut. Și mi-a zis că este strict secret. În legea aceasta există un paragraf care spune că poți să faci plângere în fața procurorului.
în fața judecătorului, după aceea, dacă, ca să poți și să ai acces la actele de cercetare, de căutare. E, pe domnii parlamentari nu interesează. Am încercat la toate forurile, la toți reprezentanții, la toate partidele, și la AUR, și la PSD, și la toți la care am avut acces. M-au tratat cu haisictir. Înțeles. Da, eu de tot... când e inițiată legea? Nici n-am știut de ea, de 2 ani. Este un PLX600, este inițiat din 2021, cred că. A trecut de Camera Deputaților și a ajuns la Senat. Bănuiesc că a, trecut prin adoptare tacită, că n-am auzit vreodată. Da, nu, nu, a fost adoptată, este inițiată de guvern. Inițiată de guvern? Și blocată. Da, da, da. Domnul avocat, să revenim la nedumerirea mea. Sunt totuși nedumerit. V-au plimbat de la un parchet la altul, de la structuri centrale la structurile din piața centrală, 4 ani de zile. V-au plimbat niște funcționari ai statului. Da. Ăștia n-au făcut-o de proști. Ăștia au făcut-o pentru că așa trebuia, după părerea mea. Adică statul, prin funcționarii lui, procurori în recte, s-au opus aflării adevărului. Eu asta înțeleg. Da. Au ascuns probele. În afară de faptul. În dosarul Caraval se știe că sunt ascunse probele. Și totuși, după 4 ani de zile, ne-am lămurit unde a fost, că este clar, sunt probe că a fost folosit telefonul după dispariția lui Izei Melencu. După 4 ani de zile, apropo de ciorba reîncălzită, că tot ce lumea zice cine, să știți că sunt foarte mulți oameni care empatizează și care plâng soarta celor două fete și înțeleg durerea din sufletul părinților, chiar îi apostrofează pe cei care mai fac mișto pe aici, că sunt și ei părinți și da, să dea Dumnezeu să nu vi se întâmple așa ceva. Să primiți cumva, da, dacă aveți vreo fată, să primiți vreun telefon de la o voce anonimă să vă spună că tocmai s-a măritat și pleacă în Belgia. Eu trebuie să vă las, că trebuie să intru în sală. Vă mulțumim frumos. Ne iertați că v-am făcut reclamă. Ne iertați că v-am făcut reclamă. Alecu, hai să ne dumirim. Hai să ne dumirim. Telefonul ăsta a dispărut, cum am spus, pe 19. Pe 16 aprilie. Când a dispărut lui Iza Melencu. El a dispărut în niște condiții, că dacă tot îmi spunea domnul Călin că dacă am fost acolo, azi vă spun că am fost și dacă am luat ginkgo biloba, mai țin și minte, de acum 4 ani. Din prima mi-a sărit în ochi un lucru. Dincă spune așa, la reconstituire, a luat-o cu mașina, da, de undeva de dincolo de Caracal, ea stând în comuna Radomir, care este dincoace de Caracal, cum ar veni. La vreo 4-5 km. Deci a luat-o cu mașina, a traversat Caracalul. Traversând Caracalul, a trecut pe strada Craiovei, adică fix prin fața casei lui, și a tras într-o parcare care era între Caracal și Radomir, înainte de intersecția aia mare care face la stânga către Alexandrie. Mie mi s-a părut ciudat, după care spune, da, am lovit-o, am bruscat-o, am... Legat-o, am dus-o. Am legat-o, mi-a trecut mie pe-n cap să o violez, am întors mașina și m-am dus acasă la mine unde am sechestrat. Mi-a sunat ciudat, adică treci cu ea către Radomir, deci către destinația. Ideea îți vine mai târziu. Și îți vine mai târziu, trecând chiar prin poarta casei tale. Poate asta una. Mai greu, compila mai greu. Așa, bă, bun. Acolo, ca și în condițiile astea, a dispărut telefonul. Acolo el spune că, lovind-o pe Luiza, alegând-o nu știu ce, s-a pierdut telefonul pe câmp. Acum, câmpul e mare lângă, dar este drept. Adică nu sunt văgăuni, nu sunt peșteri, nu sunt să se ascundă. E câmpul plat. A fost căutat telefonul. Nu l-a găsit. Nu l-a găsit nimeni, telefonul respectiv. A fost căutat, s-au făcut lanț de trăgători, au periat pe acolo. N-au găsit nimic în locul ăla. Nu l-au găsit nici acasă.
Doamna avocat vine și cu probe, spune că telefonul funcționa. Cum se face că telefonul cartela, dispare? Cartela funcționa. Cartela. Păi bun, dacă au luat cartela, măcar găseau carcasa telefonului, nu? Cine s-o fi luat de așa, și să-l folosească de așa natură să-l acopere pe dincă? Adică asta, să cauți mesaje, să... E, aia e. Este o diversiune povestea asta cu telefonul? Faptul că se dau telefoane, că apare... Bunicul a făcut și captură de ecran cu telefonul lui Izei funcțional, este la dosar. Am văzut. Bunicul lui Izei, care a fost, după părerea, cel mai afectat de dispariția nepoții, care stătea la el, avea camera ei, camera rămăsese exact intactă, intactă exact cum o lăsase când plecase. Eu am găsit, ca să vedeți ce anchetă năpraznică și să mă laud. Așa năpraznică au făcut ancheta încât nu găsiseră la vreo 3 săptămâni, o lună, de la dispariția celei de-a doua victime, a Alexandrei, nu găsiseră omul care o văzuse ultima oară pe Luiza plecând din Radomir către Caracal. Și care nu era departe și care nu era greu de găsit. Eu l-am găsit. Adică nu era unul, se ascundea în munți. Nici nu se ascundea în munți și omul nici nu vrea să zică că n-are legătură cu cazul, nu. Omul mi-a zis tot ce a văzut, ce mașină a luat-o, cum a întors mașina după ea, cum a luat-o, cum a plecat altă mașină după ea. Adică, practic, a fost pus la cale, oarecum, răpirea asta, pusă la cale. Din ce descrie omul respectiv, nu-l întrebase nimeni. Absolut nimeni nu-l întrebase. Dar revin la acest nenorocit de telefon care este... Ce dovedește el? Că Luiza mai era în viață sau nu? Dacă Luiza era în viață și avea în continuare în posesie acest telefon, cred că ar fi încercat totuși să sune pe cineva cunoscut, nu să-și verifice cutia poștală. Încep să mă uimești. Deci, telefonul nu era în posesia Luizei, ci în posesia altcuiva. Altcuiva. Altcuiva care o cunoștea pe Luiza din vreme ce îi luase telefonul. Dacă cineva găsește un telefon pe jos. Da. Și își dorește să-l păstreze, încălcând regula din BD, aia, ce facem dacă nu găsim pe jos. Atunci ar fi aruncat cartela și ar fi păstrat telefonul. Normal. Că nu și-și cred lua că o cartelă. Se bucura de câteva minute ce mai avea conversații de făcut, riscând să fie prins. Dacă cineva a găsit o cartelă, vrea să o folosească, nu să asculte mesajele altcuiva. Perfect adevărat. Mai ales că telefonul, ți-aduc aminte, telefonul era codat. Adică avea un cod ca să-l poți porni. Da. O parolă, pardon. Avea o parolă ca să-l poți porni. Deci, și este vorba de zile în șir. Adică telefonul a fost inclusiv pus la încărcat. Sunt luni în șir. Nu ține... STS-ul putea căuta atât aparatul cât și cartela prin e-mail și prin codul PUC. Adică prin e-mail putea căuta aparatul, da, și prin codul PUC putea căuta cartela. Dar ce crezi tu? De ce? Deci putea. Este cineva atât de prost? E plin de dosare penale. E plin de dosare penale în care traseul celor urmăriți este refăcut prin urmele lăsate pe lângă antene de telefoane, nu de... Numai de vreme de acum 4 zile. Am fost la fața locului prin Mărăcinea pe acolo, am dat pe antena 3. Acea doctoriță, medic, stomatolog, a fost localizată cu aparat. Telefon. A fost localizată. Nu răspundea la telefon, a fost localizată, după aceea, cu câinele de urmă, au găsit-o la vreo 500 de metri de mașină. Dar au găsit-o, adică repede. După ce s-a anunțat dispariția, a fost găsită repede. Acum aici, de ce 4 ani de zile, deci dacă nu vreau să încarc telespectatorii cu sarabanda asta a plimbării dosarului.
Eu am aici toată cronologia, te iei cu mâinile de cap. Și niște motivații dintre astea, puierile, adică, domnule, nu e de competența noastră, deoarece noi nu anchetăm femei. Mergeți ca la WC-ul, mergeți la unde scrie femei. Alături. Mergeți alături. Mergeți alături. De, niște motivații dintre astea. De ce plimbă ăștia? Două lucruri ale cu le-aș vrea să lămurim. Cu cimitirul nevaccinaților încă n-am lămurit, dar s-ar putea să lămurim anul ăsta. Cam cum a fost cu pandemia. Te întreb două lucruri care aș vrea să le lămurim. Folosirea telefonului a fost o diversiune sau este absolut întâmplătoare și n-are legătură cu cazul? Să știi că încă din momentul în care a fost reținut Dincă și s-a aflat că ambele familii primiseră apeluri în care li se spunea fata voastră s-a căsătorit, a câștigat la lotul, a plecat, asta a amintit de o modalitate folosită de grupările de crimă organizată pentru a amorți vigilența aparținătorilor fetelor dispărute, fie prin răpire, fie prin metode lover-boy. Deci asta nu este o metodă pe care o folosește în mod normal un om. Adică el trebuie să fie avut legătură cu astfel de rețele dinainte. A fost și motivul pentru care încă din prima clipă am zis că acest caz Caracal nu se va stinge foarte ușor. S-a stins foarte ușor. Mie nu mi se pare. Atâta timp cât încă vorbim și doar un singur telespectator ne înjură, eu nu cred că e stins chiar atât de... Nu, s-a stins ușor din partea autorităților. S-a stins ușor exact cu ceea ce spuneam noi, dacă ți-aduci aminte, acum 4 ani de zile, Dincă nu este un lup singuratic, ceea ce vreți să ne băgați pe gât. Dacă ți-aduci aminte... Adică după... în jurul lui, mai există persoane care aveau legătură cu crima organizată în modalitatea de manifestare a prostituției. Pot să merg mai departe și să spun că aceste persoane erau și protejate de organe ale statului? Poți, dar... Păi să plimbă un nenorocit de telefon, localizarea unui amărât de telefon, 4 ani. Din tribunal în tribunal, din parchet în parchet. Mi-aduc aminte, eram cu Dan Diaconescu la UTV și a pierdut telefon. El a furat, de fapt. El a furat telefon. Bă, venit, am făcut reclamație, mă rog, fiind Diaconescu la ora aia, a un flăcău cu o gentuță, a bătut nu știu ce la aia. Telefon. L-a găsit sub o căpiță de fân. Instantan, ce? Mult a durat drumul până acolo. Nu ca să-l găsească. Da, și tu 4 ani de zile... Unde vrei să-l găsești? Într-un muzeu? Da. După 4 ani de zile, te întreb, după 4 ani de zile, într-un caz care răscolește toată România, tu nu faci un lucru atât de simplu, care în alte dosare s-a făcut și răsfăcut. Da. Făcut și răsfăcut, dau din nou exemplu, de acum câteva zile. Imediat au găsit. Dă-mi voie să-mi iau o privire inteligentă, să afirm clar, nu pricep. Nu pricep, nu are nicio logică. N-are nicio logică. Că până la urmă, dacă e frământan așa hal să închidă dosarul ăsta, puteau să găsească orice explicație tehnică. Puteau să găsească absolut orice explicație. Păi aia că au căutat explicații tehnice și s-a ales praful de ele. De la arsul în butoi până la oasele alea care până la urmă au fost plantate în pădure acolo. Alea descoperite după... Descoperite după multă vreme. Da, după vreo 3 săptămâni de arest. Dar cum îți explici că în prima, chiar, a doua zi, cred, primul avocat din oficiu al lui Dincă, Dincă a avut, deși avea bani, avea numai avocați din oficiu. Da. Dresați... Mi-l amintesc. Dresați că tot a zis cineva că e circ. E adevărat. Domnii avocați fac parte din aia, din manej de acolo, care se urcă pe trapez când le spune dresorul. Domnul avocat a ieșit și a spus da, a recunoscut. Ți-aduce aminte și cu recunoașterea cum a fost. Dincă a zis că el nu vorbește decât în fața unui polițist de la București. Un anume polițist care întâmplător era din Caracal și era sfârșit de săptămână și om era la un șpriț la Neamuri acolo. Să nu spui mie că știa Dincă că polițistul nu știu care din București venise să facă un grătar cu vărsul în Caracal. Că nu cred. A venit acel polițist și Dincă
i-a mărturisit, a zis, bă, voi proștilor din Calaca Valea, al de pistol și ai alții, apropo, toți care au participat la dosarul Caracal, au fost avansați. Toți sunt avansați. Foarte bine. Toți care au făcut praf dosarul, foarte bine, foarte au fost bine. Avansați. Eu zic că e bine. Da. Eu zic unde că... au fost cercetați? S-a ieșit un... Nici n-au fost cercetați. Foarte bine că au fost avansați. De aia suntem competenți acum. De aia se întâmplă ce se întâmplă cu drogurile. De aia se întâmplă ce se întâmplă cu violența în stradă. De aia se omoară în fața cârciumii cu macetele. Pentru că acești competenți... Și de aia se întâmplă porcării cum este cea de la, școala Titulescu. Aaa. De asta o să trebuiască să vorbim separat. Și uite, mai îmi sugerează cineva, deși aici l-aș contrazice pe telespectator. Este vorba despre asasinatul din parcul de la Craiova. A fost înfățișare zilele trecute. Spune că totuși... Tânărul care spune că nu suferea să vadă fețe fericite. Fețe fericite. Ne sugerează mai mult. Se poate scrie o carte profund sociologică despre România. Ne spun mai mulți oameni din Craiova că bine ar fi de cercetat cazul ăla mai serios decât un simplu flăcău care a trecut pe acolo și nevrând să... E prea simplu. Iar pe mine, poate că am îmbătrânit eu. Când nu, este nu ceva... se vede, dar... Se vede, se vede, spune. Dacă încep să merg pe aici, se vede. Vreau să spun că am început atunci când lucrurile sunt mult prea simple și prea se rezolvă așa, hocus pocus, am venit la fața locului, ne-am uitat în jur, am văzut cadavru, are o rană în piept, l-am văzut pe Vasilică cu două urme de sânge, Vasile, gata, am rezolvat cazul, pa la revedere. Sau dacă mie... nu e Vasilică, s-a sinucis cadavru. Mie întotdeauna mi-au plăcut în cazurile mari de crimă soluțiile simple, pentru că, de fapt, ele ascund niște mecanisme foarte, foarte complicate. O expertiză psihiatrică serioasă asupra acestui tânăr. Îți spun, cazul ăla ascunde o carte. Cazul ăla ascunde un roman. Ce, despre care vorbești? Craiova. Despre Craiova. Așa cred și eu. Cred că este mai complicat decât un flăcău care a trecut pe lângă echipajul de poliție, s-a salutat, a zis ce zi minunată, s-a zis după aia în parc, a mirosit magnolia și după aia le-a luat gâtul. Nu cred. E mult prea simplu. Iar la Craiova mai avem antecedente crunte. Dar revenim la Caracal. Adică dacă revenim la Craiova, sigur că vorbim de la Caracal, sigur că vorbim de Craiova. Că s-a plimbat și pe acolo dosar. Deci dosarul ăsta mai avea puțin și se plimba pe la Cluj, pe la Sighetul Marmației, pe la Râmnicu Sărat. Ziua aia de așteptare după ce copilul a sunat la 112 este una dintre cele mai negre pete pe obrazul anchetelor românești. Ziua aia este una dintre cele mai negre pete pe obrazul anchetelor românești. Iar explicația oferită apoi de sentința definitivă că între telefon, căutări, undeva se ridica fumul ăla când el incinera cadavru, este iar tulburătoare. Nu se ridica niciun fum. Nu se ridică. Nimeni n-a văzut nici urmă de fum, nimeni n-a mirosit. Miros n-a simțit. Absolut, am vorbit cu trei sferturi din stradă atunci, chiar vis-a-vis, peste drum de dincă. Acolo mai și stăteam că avea și un mic bufet dintre ăsta, cu, mai avea apă rece, că era foarte cald. Vis-a-vis este o spălătorie de mașini, unde tot timpul e cineva, chiar dacă nu se spală o mașină. Erau doi angajați. Da. Care stau acolo să spele mașina. Nu mai spun că este o stradă foarte circulată. Este aproape de ieșirea către Craiova, o șosea extrem de circulată. Nimeni din vecini, absolut nimeni, chiar vecinii care sunt gard în gard și care au fost foarte de treabă după ce miliția a văzut că ne băgăm nasul pe acolo, oamenii ne-au lăsat, ne-au pus banda aia de nu mai puteam filma peste gard, da. Oamenii ne-au lăsat pe stâlpul din curtea lor să punem o scară și să ne urcăm să putem filma. N-aveam drone pe vreme. Acum am avut drone, că
uite, sări de la una la alta la cazul ferma dacilor, nu știau cum să ne alunge dacă se poate, nu peste munți, să ne arunce peste munții Bucegi, undeva în Ardeal, ca să nu stăm acolo aproape. I-am spus unui domn... S-a terminat, mă, procesul ăla cu dacă să-i cerceteze sau nu pe pompieri? Nu. Nu, nu se putea. Păi s-au luat de mine când am scris ușurel că o tot amână. Nu, o să-i cerceteze. Încă nu știu. Asta nu, iarăși nu înțeleg. Și deja intrăm într-o temă gravă, plecând de la cazul Caracal. Despre aceste amânări și tergiversări, despre aceste complicități ale statului. Domnule, eu nu zic că pompierii sunt vinovați sau nevinovați. Dar lasă-i, mă, frate, să fie cercetați. Se cercetează patru astfel de locații care ar fi fost supravegheate de ISU. Și, adică nu e... Nici măcar nu-i ferma dacilor punctul central în... Exact. Dom'le, pompierii aia doi, femeia aia care a fost văzută, care era inspector, pompierița aia, care a fost văzută de către colegi cu un carton de vin. Păi în jur sunt 14 crame. Putea să ia cartonul ăla de vin de oriunde. Aia au văzut-o în curte la unitate, că descărca din mașina de serviciu un carton de vin, presupus a fi luat șpagă de la dincă. E o zonă viticolă acolo. Puteați găsească cartonul ăla de vin pe jos. Filmau mașinile în anii 90 la evenimentul zilei legat de cartoane de vin. Nu, dar vreau să spun, deci, femeia puteați găsească... Nu țin, eu tocmai am zis de la început că iarăși mă sunt deștept. Ori să se tergiverseze. Dom'le, ce rău sunt alții mai presus de lege? Ce rău să fie anchetați? Deci deocamdată noi nu vorbim de anchetă. Nu vorbim dacă sunt vinovați sau nu. Nu. Vorbim dacă le dăm voie să fie anchetați sau nu. Adică dacă îi deranjăm cumva pe domnii care sunt și ei părtași la nenorocirea care s-a întâmplat acolo. Că altfel au jucat hora veseliei. Fără să plătească. La șumhanul dacilor ăsta la... Ia vezi, ce ai mai găsit? Nu, de găsit găsesc oameni care spun lucruri foarte interesante. Mă rog, foarte mulți empatizează, ți-am spus. Sunt de acord că nu trebuie cazul să fie să închis. Să fie lăsat uitării, da. Să nu fie lăsat uitării. Sunt foarte multe doamne... Eu cred că acest caz nu trebuie lăsat uitării pentru că eu simt că încă avem foarte mult de învățat din el. Nu numai de învățat. Mai sunt și foarte mulți care trebuie să răspundă pentru asta. Avem foarte multe de învățat. Adică îl avem pe polițistul pistol, poate oamenii au mai uitat între timp. Îl avem pe polițistul pistol care primește indicațiile pe care le-a dat fata și care este de acolo, din cartier, casa părinților lui, e la câteva case de dinc. Este caracalean. Nu se putea... Eu dacă mă duc în Brăila și îmi spune cineva, domnule, sunt răpit în cartierul Chercea, nu o să mă duc în cartierul Radu Negru. Da. În partea elaltă a orașului sau în Brăilița peste pot să-mi fure calul de la... să taie gâtul calului să-i fure clopotul. Mă duc în Chercea. Că știu unde este. Am copilărit în zonă. Ne băteam cu ea când eram mici. Dacă îmi spune că e în Lacul Dulce, mă duc la Lacul Dulce, nu mă duc la Lacul Sărat. Păi ăsta în Caracalul ăla care față de Brăila nu e nici cât un cartier, nu știe când fata îi descrie, sunt în cartierul cu tare, îl și descrie, am trecut pe lângă un dig, e singurul loc unde există dig în Caracal. Se zice în partea elaltă, nu-l întreabă nimeni. Și vă mai dau încă zeci, sute de exemple. Șeful poliției. Păi șeful poliției cu nevastă sa, care nevasta era șefă de post, dacă ați mai pomenit, comisar șef, adică colonel, da, șef de post. Îți dai seama câta postul era acolo, dacă trebuie să fie un colonel comandant? E, doamna colonel divorțase formal de soț, pentru că nu puteau, erau incompatibili, nu știu, da, cum se numește exact. Și atunci divorțase, da, ei locuiau împreună, fără nicio, bine, locuiau împreună într-o vilă și aia e cu cântec. Și în secunda în care a izbucnit scandalul Caracal, au ieșit la pensii. Amândoi. Doamna fiind șefă de post în comuna de unde dispăruse Alexandra Maceșanu, iar domnul șef de poliție, nici nu mai știu cum dracu îl cheamă,
Atenție, ei din comuna Vișina. E, ăștia cu vișinele, că toți, cam toți de acolo, sunt proprietari de câte o vișină. Sunt din comuna Vișina. De ce vor fi ei promovați pe criteriul Vișina? Am aflat, da? Ne trebuie și probe. Au ieșit la pensie amândoi. Știi cât au pensie împreună? 4.000, 5.000. Cât Dănileț? Aia, deci vezi, totuși. Da, Dănileț, altceva. Deci 5.000 de euro aproape. Au împreună 5.000 de euro pentru că au luptat pentru dreptate și adevăr și au apărat cetățenii din Caraca. Au mai dispărut parte din ei, da? Acum ne luăm din asta. Ce se întâmplă? Deci, unu, tu zici că n-ai niciun răspuns la această întrebare. A fost o diversiune sau cineva... Diversiune ca să ce? A umblat aiurea. Nu știu. Tocmai de-aia întreb, că dacă știam, nu răspundeam singur. Îi rog pe cei care se uită la noi, că sunt foarte mulți care ne spun lucruri foarte interesante. În afară de ciorba încălzită și... V-ați fript cu ciorba, apropo, ați gustat din ea? Domnul... Nu mai știu cum vă numai. Domnul cu smântână. Domnul cu ciorba. Păi, suflați un pic în lingură sau închideți aragazul. Vi se pare că e ciorbă reîncălzită, că în 2014, după 4 ani de zile, o chestiune esențială, telefonul uneia dintre victime, se plimbă dosarul de colo-colo și a ajuns în același punct de unde a plecat? Mi se pare reîncălzită ciorba? Mie mi se pare fierbinte, a dracu de fierbinte. Adică mi-e și frică să gust din ea. Nu că mi-ar fi frică. Dar al doilea lucru, Alecu. Printre ultimele lucruri. Printre ultimele, de ce? Pe mine mă așteaptă spitalul azi, pe tine tocmai mâine. Recuperarea. Ziceți, de unde știi că mâine mă așteaptă spitalul? Scampalit, așa? Par suferind? Mă uit în ochii tăi ca în analize. Păi când mi-am făcut ultimele analize, când a venit doamna asistentă cu ele, s-a uitat în analize, s-a uitat la mine, s-a mai uitat în analize odată și a bușit-o plâns. Să nu vorbim de analize. Dar mă gândesc, chiar așa? Sunt palid? Da. Mai eram cu un prieten la Cârcium odată și ospătarul vrând să fie foarte amabil și să ne facă o seară romantică, ce-o fi crezut despre noi. Nu știu, dar noi dormisem în aceeași cameră în facultate și aveam posibilitatea când eram mici, acum era târziu. I-a zis să aprind lumânarea de pe masă, la care prietenul meu zice, da, de ce ne vezi mai palizi așa la față, ce ai cu lumânarea? Alecu, cred că Manu, că eu n-am ceas aici. Suntem în grafic. Suntem în grafic. Ce să zic, avem foarte multe lucruri. Nu le-am citit pentru că am vrut să o las pe doamna Obârșanu să ne spună și dânsa a făcut un rezumat. Eu am aici un caiet în față, pe zile, pe ore, toată sarabanda asta apelurilor și apelurile și toată plimbarea asta a dosarului, toate reclamațiile pe care le-a făcut doamna avocat. Vedeți că nici nu-i mai pronunț numele ca să nu se spună că îi fac reclamă. Dacă vreți, la ce vreți să facem reclamă? Hai să facem reclamă la ceva, Alecu. Un energizant ajută dacă ne un văd energizant pe noi doi. Am văzut că ajută, da. Am văzut că un energizant ajută. Adică aveți grijă cu energizantul când vă duceți pe terenul de sport sau că e bun și cu energizantul. Trăim într-o lume din ce în ce mai bizară. Eu spun sincer, aștept să-mi fac o idee despre cazul Nicolae Titulescu. Mi-e groază însă de altceva. În urmă cu o săptămână ne cafteam între noi pentru Macarena aia. N-am participat. Între la bătălia asta ai ratat-o. Da, am ratat-o, eram la analize. Erai la analize. Da, și mie când îmi ia sângele și nu pot să dansez Macarena, nici vorbă. Și vezi cum furtunile astea dispar într-o zi, două.
Și multe din ele e bine că dispar. Adică dă-le încolo, că nu ne onorează că ne-am certat pentru așa ceva. Dar mi-e teamă că în dispariția asta de furtuni dispar și lucrurile importante. Iar școala Titulescu este un lucru important. Și vom urla 2-3 zile și apoi vom uita. Cum s-a întâmplat în multe, multe alte cazuri. Vreau să spun că mă așteptam să aibă oamenii să fie extrem de interesați. Nu. Adică au fost, dar nu pe măsura în care mă așteptam eu. După părerea mea s-a întâmplat o chestiune extrem, extrem de gravă acum vreo lună și ceva în județul Sibiu, unde tavanul, în timpul școlii, a căzut peste copii. Unii au ajuns la spital. Odorheiu Secuiesc, în continuare, nu știu. Odorheiu Secuiesc, le-a căzut căminul în cap. Da. Doi copii au murit. Chestiunea cu tavanele care cad, cu școlile care abia se țin, dezmembrează, da. Care se dezmembrează, s-a mai întâmplat. Din fericire... Carnea se desprinde de pe oase. Din fericire, precedentele întâmplări s-au petrecut în weekenduri, când școala era închisă. Adică copiii nu erau la școală. Și au căzut tavanele alea peste băncile goale. Data asta au căzut în timpul orelor. 3 copii au ajuns la spital, repet. Mâine, poimine, Doamne ferește, bată în lemn, dar la halul în care arată 90% din școlile din patria noastră, o să mai cadă un tavan. Așa cum au mai căzut până acum. Și vor fi copii sub el. Și s-ar putea să nu mai fie weekend. O să ne intereseze atunci? Sigur că da. O să începem școlile criminale, ca și cu spitalele care au explodat. Da. Nimic nu se mai știe. Nu, ce să mai știe? Unul, ceva, unul. Cum? Ne întreceam în metafore. Sănătatea în colaps, sănătatea la morgă, sănătatea pas, sănătatea a bubuit și a bubuit și gata. Oamenii au rămas morți și la revedere nu răspunde nimeni. Unul din cazuri are 21 de morți. 21 de morți. Dar vreau eu să te întreb. De bloc. Vreau eu să te întreb, Alecu, că uite sărim de la una la alta. De fapt nu sărim. Trecem oareșcum în revistă ce ne vin în cap acum. Cazuri asemenea cazului Caracal de la care am pornit. A bubuit la Crevedia. Lângă primărie. Primar ce că nu știa. Dacă era cu capul pe geam, cred că îi zbura peruca. Au murit oameni. S-au dărmat case. Ai mai auzit ceva? Au fost trimiși pompieri la moarte. Există probe. Au fost trimiși pompieri la moarte. Direct la moarte. Au fost răniți grav. Cele mai multe victime sunt din rândul salvatorilor. Da. Intervenția aia, m-am interesat și eu la pompieri mai vechi, pe care îi cunoști și tu, prietenii noștri. A fost intervenția cu cele mai... De la Revoluție încoace, deci de 35 de ani, a fost intervenția cu cei mai mulți răniți din rândul salvatorilor. Cred că nici la bătălia din Dealul Spirii n-au fost ația pompieri răniți sau morți cum au fost la intervenția. Ai mai auzit ceva? Ba mai mult! Aia doi sunt în arest la domiciliu. Sunt în arest la domiciliu, că îi trăgea curentul în arestul de jos de acolo. Acasă poate să închidă termopanele ca lumea. Dar, întreb eu, unul dintre ei s-a îngropat singur, după părerea mea. Dar văd că procurorilor le-a trecut așa, pe lângă urechi. A zis că el în noaptea aia a fost acolo. Așa zis. Eu în noaptea aia, el probabil vrând ca să se scape. Că e tot Caracalul. E tot mafia din Caracal. Și până nu am demonstrat cine patronează mafia asta din Caracal, nu o să ne lăsa. Chit că ne ies analizele proaste câteodată. Câteodată ne ies bune când ține rânge. Deci, fiul primarului, ce a zis? Nu fiul primarului, nu. Asociatul. Unul dintre cei doi patroni din Caracal au venit și au spus, domnule, eu în noaptea aia am fost acolo. Pă bune, în noaptea aia ai fost acolo? Păi să ne amintim, exploziile au fost mai multe. A fost prima și după aceea a mai fost o explozie năpraznică care a făcut, de fapt, cele mai multe victime, pentru că veniseră forțele de intervenție la fața locului. Și de acolo au, dintre pompieri, dintre...
la orice incendiu de pe planeta asta, dar din țara noastră repere, când vine pompierul la un incendiu, primul lucru pe care îl întreabă, aveți butelie? Aveți centrală cu gaze? Evident. Primul lucru pe care îl întreabă, ca să știe dacă există de oprit, un pericol de explozie, exact, dacă există un pericol de explozie sau nu. Ai tu datoria legală, am verificat, să anunți organele, pe cei care vin să salveze, să le spui, tăticu, vedeți că ăla a fost acolo. De ce nu le-a spus că mai este încă o cisternă, cea care a explodat a doua? De ce nu le-a spus că mai există încă o cisternă plină care va exploda sigur în pălălaia aia de acolo? Nu mai vorbesc de domnul Arafat, nu mai vorbesc de organizarea misiunii în sine. Păi stai un pic, misiunea în sine, pompierii sunt militari, de azi militari. Militarii când pleacă la acțiune, ei pleacă ca la război, da? Pompierii. Pleacă ca la război. Se face un ordin de luptă. Se știe cine comandă, fiecare ce are de făcut, că altfel să lovesc cap în cap cu furtunele alea, da? Da. În această intervenție militară, deci devine o zonă militară. Nu era niciun responsabil. Nu că, bă da, erau responsabili, peste care a venit un civil, domnul Arafat, și a început să dea ordine. Păi gândește-te că mă duc eu în Ucraina, peste, când era Zalușnei, mă rog, ăsta la altul care e acum. Da. Mă duc în Ucraina peste Zalușnei, eu, îmbrăcat în căvaci asta... Ca un general pensionar de la televizor, încep să le spui ce au de făcut. Nu, încep să-i spun lui Zalușnei, bă, stai, bă, prostule, nu mai trage încolo, mă, trage spre Kiev. Și ăla zice, bă, luați-l, săracul, legați-l, că dați-i calmante. Ăia n-au făcut așa. Nu sunt cercetați. Ofițerii ăia care comandau acolo, că au venit comandanți. Da, da. Că în armată e o regulă. De la grad la grad. Întâi se duce caporalul, dacă e nasol, vine sergentul care preia comanda, dacă e mai nasol, vine plotonerul, capitanul, și fiecare preia comanda. A venit colonelul, gata. Peste colonel, n-a mai venit niciun general ca să preia el comanda. Păi colonelii comandau acolo. Că era o zonă de intervenție militară. Ce se întâmplă? Pentru că statul român, ziceți că, a, nu-i nimic, bine că nu s-a întâmplat la noi în curte. Ba, se întâmplă fix la dumneavoastră în buzunare. Pentru că răniții, care au fost trimiși complet aiurea și care primesc fără discuție ceea ce v-am spus eu, judecătorii vor lua în calcul și vor primi despăgubiri, și ce despăgubiri mari. Și despăgubirile alea nu o să le plătească. Nici primarul, nici Arafat, nici nimeni. Le plătește bugetul. Adică telea noi. Adică telea noi. Cu o singură mențiune. Ca să le plătească bugetul, trebuie găsit un factor de stat care să fie incriminat. Păi iată factorul de stat. Milis. Ăsta... ISU. ISU nu-i de stat? E privat? Așa s-a făcut și la colectiv. ISU și primăria sector 4, când au fost implicate, s-a... Da, ei ce ISU? S-a rezolvat problema despăgubirii. Păi pompierii nu cred că au dat în judecată explozia. Sau pe aia de li s-au dărmat casele și au murit și ei. Cred că au dat în judecată pe cei care i-au trimis complet aiurea împotriva tuturor regulamentelor și regulilor, că am întrebat și eu, bă, dar cum faceți de stingeți focul? Bă, dacă e foc dintr-o ăsta la material combustibil, nu-l stingem în niciun fel. Luăm măsuri să-l localizăm, să nu se întindă la ceea ce este în jur și-l așteptăm dracului să se stingă. Nu trimitem oameni să bubuie cu cisternă în brațe. Revenind la Caracal, Alecu, că revenim, acum, da, undeva doi doctori stau și așteaptă. Ia zi, ce mai e cu Caracalul? Dar ce vor să-ți facă? E dureros? Termin. Nu-i cuceritor. Te anesteziază sau? Dacă nu te doare, mai stai cu noi. Bine, mai stau cu voi. Dacă te doare, lasă-i să aștept. Vor să te chinuie? Sunt dușmanii tăi? Da. Da, da. Uite, lumea spune aici că sănătate domnului Alecu, că-ți țin pumnii, că
E sănătos, stați liniștiți. Că... E finalul. Da, deci în Olimpiada, la Olimpiada din vara asta e și calificat Alecu să o să ducă, sigur. La echipa de gimnastică feminină. Ca la gimnastică. Nu mai contează da. Unde te înscrii. Acum, la... te înscrii și tu la ăștia cu sexul incert. În Caracal, doamna avocat ridică o problemă care, într-adevăr, nu are o rezolvare. Nu are un răspuns. Nu, nu are un răspuns, nu are rezolvare. Da. Nici rezolvarea nu știm. Păi, dacă nu avem răspunsul, rezolvarea da. Poate mai puțin. Deci unde e telefonul? Unde e telefonul? Cine a folosit telefonul? Sunat după ce Luiza Melencu a dispărut? Și Dincă declară că a strâns-o de gât, că ce a făcut? Și că i-a pierdut telefonul pe câmp. Și că i-a pierdut telefonul pe câmp. Cine a umblat cu telefonul? Poate l-a găsit cineva. Nu zic că neapărat este legat de cazul Caracan. Poate l-a găsit unul. Ăla care l-a găsit acționează, a acționat până în decembrie foarte bizar. Îi dădea drumul, închidea. Eu aia zic. Nu i-a scos cartela să o arunce să folosească aparatul. L-a deschis doar ca să sune la căsuța poștală și nu să dea telefoanele în interesul lui, că nu știu. Căsuța poștală a deschis-o ca să vadă cine o caută pe Luiza Melencu. Da. Nu? Deci era cineva interesat de persoana ei, care știa și parola la telefon, care era și interesat cine o caută. Deci nu cred că era un cioban care a trecut cu oile pe acolo și a zis, iată telefonul. Doamne-ți mulța. Eu zic să încheiem aici, nu încheiem dosarul aici, încheiem emisiunea de astăzi. Încheiem doar o ediție. Doar o ediție, vă mulțumim frumos. După cum ați auzit, prietenul și partenerul meu din podcast, Alecu Racovicianu, nu mai are decât o singură întâlnire cu doctorii. Să sperăm că este ultima... Și de la revedere, e de la revedere. De la revedere, nu este de ultima întâlnire, asta vreau să spun. Deci cei cu care se întâlnește nu sunt legiști. Nu. Așa. Și că data viitoare... Culmea, eu am început de la legiști. Am început cu legiști. Da, știi ce e la sol? Că unii sfârșesc cu legistul. Aia da. Dar eu am început cu legiști. Ai fost prevăzător. Ce să vă zic? Râdem, dar facem haz de necaz. Lucrurile sunt mai grave decât ne putem închipui. Sigur că este Titulescu, și un anfierbinte. Odorheiu Secuiesc... Tavanul de școală ne demonstrează că nu am reușit să le lăsăm copiilor noștri un prezent sigur. Căci despre viitor... Nici nu vreau să mă gândesc. Nu vrem să ne gândim. Că începem ca asistenta aia care mi-a adus analize. Nu mai opream. Am crezut că are un necaz în familie. Ea nu. Se mai uita pe analize, mai descoperea. Știi că scrie acolo. L-B-H-C, L. Da, da, da. Să mai uita pe LBH-ul ăla, o bușea iar plânsul. O mai linșeam, doamne, aveți probleme cu copiii, cu soțul, cu părinții, cu... Nu, dar vedeți aici, ce? LDH. Așa, și... O fi avut pe cineva în familie LDH. În loc de la revedere, intră asistenta în... camera bolnavului, iar arată analizele astea, zice, analizele dumneavoastră nu sunt bune, sunt gustoase. Ce înseamnă să umbli pe spitale, da? Alecule, să te faci bine repede săptămâna viitoare. Eu-s bine de acum. Să te vedem apt combatant, funcționăm 100%. Sunt super bine. Și eu am zis că mă duc la service, oi vedea ce iese. Mulțumim frumos, oameni buni. Nu vă luați după noi. Luați-vă doar după ce vă spunem. Și după ce vă spunem serios. Că mai și glumim că altminteri am luat o raznă. Ne revedem nu marțea asta care vine, ci marțea viitoare. Ne revedem de câte ori? Orele 12. Ne revedem când o da Dumnezeu. Sigur că dacă se întâmplă ceva grav, o să ne vedeți aici. Cu bine.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! În primul rând, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Este o zi de sărbătoare, o zi de mare sărbătoare. Încă o dată la mulți ani. Noi însă o să ne vedem de ale noastre până când o ajunge să și sărbătorim. Alecu, bună ziua, prietenul meu și colegul meu. Hristos a înviat, la mulți ani celor sărbătoriți astăzi. Ce sărbătorim? Păi nu ești tu Constantin? Gata. Mici-s păgrătar, asta e problema. Adică poți să fii și el, deci, n-am poți să fii și vrei tu, deci ce vrei tu? Atunci ești Constantin. Oricum, avem restanță de la Ovidiu, avem restanță de la Alexandru, așa că... Da. Avem cam multe restanțe. Avem multe restanțe, nu noi, ci conducerea patriei noastre și conducerea justiției patriei noastre și anchetatorii patriei noastre au multe restanțe față de noi, cetățenii simpli. O secundă numai că... Ia cât faci tu secundă asta să spun ce m-a indignat pe mine ieri, înfiorător, ca tată de copii. Cum mă, deci... Lepădătura aia care-i furniza droguri, lepădăturii alelalte de Vlad Pascu, a luat închisoare cu suspendare 1 an și 4 luni, mătură prin cimitire. Da. Deci a luat închisoare ca l-a aruncat cu o piatră în geam. Nu că l-a aruncat cu piatra în geam, îți dă 2 ani. S-ar putea să-ți dea 2 ani acolo, dacă nimerești geamul. Dacă ai nimerit și geamul, să-ți dă 2 ani. Deci panorama aia sinistră se întoarce printre noi, se întoarce în apropierea copiilor noștri. Da. Panorama aia sinistră, care se filma noaptea, cum fura serinci sau ce fura el din spitalul de urgență. Nu, aia e că nu fura serinci, se dusese să fure. Auzi, Alicule, apropo de asta, că am tot comentat-o. Tu dacă te duci într-un spital... Oricât de mare ar fi indignarea, oricât de mare ar fi CSAT-ul, iese Predoiu, zice că reorganizează Constanța, că o mută din Dobrogea, când îl prind pe furnizorul drogurilor, îi dă 1 an și 4 luni cu suspendare și să măture prin curți de școli? Este o sfidare la adresa cuvântului România. Este o sfidare la adresa cuvântului România. Noi nu suntem nația aia din sentința asta. Am înțeles că nu e definitivă, am înțeles că au discutat procurorii cu el și a recunoscut faptele, normal că și le-a recunoscut, bănuiesc că erau și documentate și a fost martor și Vlad Pascu ăla că încearcă și ăla să scape de pușcărie. Dar că ei încearcă să scape de pușcărie este datoria lor umană, de instinct de conservare. Dar că statul îi ajută să scape de pușcărie nu mai are nicio explicație. Eu cred că nu statul îi ajută să scape de pușcărie. Cred că statul execută niște ordine ale unora care îi conduc, care conduc acest stat minunat, căruia noi îi plătim... Deci cum scapă, boul ăsta de închisoare? Eu asta nu pricep. Cum scapă boul ăsta de închisoare? Cum scapă? Da. Păi, băușă, bănuiesc. Nu, hai să o luăm așa. Hai să o luăm. Că dacă tot ne-am oprit la cazul Vlad Pascu, pe mine mă doare, știi foarte bine, Caracalul. Da. O să discutăm și despre tot... Caracal, dar acum, da, într-adevăr, chestiunea asta, știi cum? Spune-mi și mie, cum deci agentul... ziua în care... Unul drogat omoară o copilă de 21 de ani care îl mai salvase odată de la sinucidere. Deci și care fusese aia... internat la psihiatrie. Este vorba, ca să înțeleagă oamenii, probabil unii nu știu, este vorba de crima care s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, în Sibiu. Sâmbătă la Sibiu, un tânăr de 23 de ani și-a omorât iubita de 21 de ani, care l-a mai salvat, că ăsta o mai luase pe câmpii până să-mi prietenise cu urcii până în jurul Sibiului pe acolo. Îl găsești pe Iohannis, cred că, până pădure pe acolo. Deci noi facem legi ca hipioții. Noi facem legi ca hipioții și realitatea ne contrazice. Deci, pe de o parte, intrăm în trendul ăsta mondial, că ce cool e să fumezi tot felul de substanțe și să Ne gândim cum să și legalizăm. Cum să legalizăm parte din ele și... În ziua în care unul omoară, altul iese.
Păi, ca să-i facă loc ăstuia, deși ăsta a mai fost, dar a fost la psihiatrie. A fost criminalul la psihiatrie, ăsta, da. Probabil a fost la că psihiatrie, l-au ținut 4 zile, că la noi psihiatrii spăiute repede înainte, păiute înainte. L-au ținut 4 zile. Prietenii lui, da. Prietenii lui, nu eu, că nu-l cunosc, spre norocul lui, prietenii lui au spus că, dom'le, ne-am mirat noi când l-am văzut după 4 zile că ăsta nu era în stare să stea pe picioare, nu că să-i dai drumul din spital că e bun de integrat în societate. De-aia spun că putem să facem noi și mama CSAT-ului și tata CSAT-ului. Uite, și după cazul Vlad Pascu se face CSAT, da? Vine ăla indignatul, mă, pom, 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 dă cu paltonul de mașină și spune, gata. Până aici a fost cu drogul. Nu, a zis, gata. Gata, încet, a, așa. Păi că n-a terminat de spus gata, de aia nu s-a spus. Predoiu, după ce a radiografiat Poliția Constanța, a zis așa ceva, nu se mai poate, s-a putut în continuare, normal. Se fac pedepse, 10 ani nu mai ai voie să conduci mașina dacă te prinde drogat. Sau beat. Sau beat. Și realitatea din teren spune așa, un drogat își omoară iubita. Da, după ce a mai avut antecedente de sinucidere, de omorât pe alții. Și un furnizor de droguri ia un iPad-ul. Dom'le, este diferența între realitate și rahatul mâncat este uriașă. Da, combaterea drogurilor este un rahat mâncat. Nu, combaterea drogurilor este o glumă, nu combate nimeni niciun fel de drog, dar niciun fel de drog. Și eu încep să fiu din ce în ce mai... Adică nu să fiu din ce în ce, sunt chiar foarte convins că totul este astupat de la vârf, pentru că altminteri nu se poate. S-au bătut cu pumnul în piept, chiar eu cred că fac mișto de noi, dar e bine să nu facă. Că nu numai că e an electoral, dar la dracu, cine știe cum se mai întâmplă și cu drogurile astea și cu ailor. Cred că au făcut mișto de noi. Înainte de 1 mai, de vacanța asta mică, 1 da. Mai așa, au dat comunicate, s-au bătut cu pumnii în piept, domnule, acum rupem litoralul, nici pasărea maestră nu mai trece cu vreun gram de drog în cioc, fără să o arestăm, să o prindem, să o maltratăm. Păi, acum, înainte, ați văzut raportul? Acum în Timiș și înainte. Mișto de noi. Da. Ai văzut raportul? Deci au prins 5 grame de ciuperci, 10 grame de cannabis. Da. Bă, frate, bulgari. Că aici în podcastul ăsta am spus înainte de 1 mai. Poporul, frate, vecin și soară bulgar a prins 400 de kilograme de heroină, care este un drog de sinteză, scump și foarte periculos, a prins 400 de kilograme de heroină cu vreo câteva zile înainte de 1 mai. Foarte bine. Și am spus, dacă tot ne-am mobilizat în halul ăsta, dacă tot BCCO-ul, DICOT, MICOT și ALTCOT au năvălit pe litoral, care sub acoperire, care sub descoperire, care cu ochelari de soare, care cu bască în cap, care în uniforme. Așa. Dacă tot ați nimerit, erau mai mulți decât turiști pe litoral, știți care este bilanțul? Uitați-vă că este publicat. Uitați-vă pe Ager Press, să nu zice, e al statului. Ager Press e agenția națională. Să nu ziceți că e vreunul partizan. Dom'le, eu cred că în sumate cantitățile astea, adică 10 pliculețe cu substanțe de diferite culori, poate ați găsi bomboane, mă, dobitocilor. Chip, ală, când era... Bă, dar și dacă îi prinde, și dacă îi prinde... Le dă drum. Păi știi de ce le dă drum? Ăsta n-ar fi stat la închisoare până acum, când i-a dat sentința din decembrie până acum, n-ar fi stat dacă nu era, scandalul cu 2 mai. Fără discuție. De mult acasă ăsta. Fără discuție. Și știi de ce nu-i țin? Pentru că le este frică să nu pățească că ea de la secția 8 cu ani în urmă, când au luat un drogat, l-au băgat jos, a intrat la însevraș, le-a murit în secție. Și-au dat toți cu suspinatul la procuratură, cum le-a murit la în secție.
Și atunci când îl găsește cu 7 pliculețe la el, ce e că vrei să moară ăsta în secție? Că arăte, mă, prietene, nu ne-am văzut. Și cred că aceste cantități cu care au raportat, e cu justificată mândrie patriotică al minte, deci, cred că sunt luate, cred că au vorbit cu dealerii, cred că este totuși, înțelege. Totuși, trebuie să existe în momentul în care individualizezi pedeapsa într-o sentință, judecătorii trebuie să țină cont și de impactul social al pedepsei pe care o dau. Trebuie să țină cont. Iar la un caz atât de mediatizat, da? Că fetele mele au văzut de zeci de ori imaginile cu imbecilul ăsta când se filma singur în Spitalul Floreasca. Și aici vreau să ne oprim două secunde asupra subiectului. Spitalul Floreasca, din câte știu eu, când mi-a rupt mâna acolo am ajuns, este un spital care funcționează non-stop. Da. Că e cel mai mare spital de urgență din patria noastră. Da. Și urgențe sunt și ziua și noaptea. Nu sunt programate, nu? Poftim? Nu le programate. Nu sunt programate. Eu mi-am rupt mâna seara spre noapte. În afara programului de lucru. În afara, da, nu eram în programul de lucru. E, vreau eu să vă întreb, cum dracu a pătruns să stă într-un spital unde este fundeală maximă? Pe ușă. Pe mine m-au ținut cu mâna, o țineam așa, și m-au ținut o jumătate de oră ca să-mi facă testul anticovid. Pe ușă, mă, că doar nu crezi că a zburat. Păi, bă, frate, era lumea acolo, în față, da. Deci îți dai seama, era ca la spitalul de urgență. Cine a trecut pe acolo, Doamne ferește, știți despre ce este vorba. Cum erau holurile alea goale? M-a pufnit râsul. Ăsta se ducea dacă să fure... Amintești, dacă ți-amintești pedepsele din afacerile la țigareta. Ți-l amintești că le-am trăit... Am trăit afacerea țigareta pe viu. Intens. Băi, am trăit chiar alături de Truțulescu o vreme. Dar durut și capul de două nopți. Deci, ideea e în felul următor. Discrepanța extraordinară între mâncarea de rahat, ăsta e termenul, mâncarea de rahat furibundă a autorităților la televizor după cazul 2 mai și prima pedeapsă pronunțată pentru unul care a contribuit la situația de acolo. Este cei doi polițiști de i-a plimbat pe la, i-a luat de pe litoral și i-a dus undeva unde nu-i soare și nu-s femei topless. Ok, e o pedeapsă. Eu aș fi resimțit-o. Dar... La topless, să zic. La topless va fi durut acolo. Sună, mi-a zis că poate vorbi un pic mai târziu. O să intrăm în legătură, să facem un pic de reclamă și doamnei avocat că rămânem Bârșanu, fără clienți de reclamă, nu? Pentru că o să vedeți, avem o înregistrare absolut explozivă, o discuție a lui Dincă din pușcărie cu familia lui. Foarte bună. Înregistrarea este făcută absolut legal, la cererea procurorului și cu avizul judecătorului. Așteptăm să o publicăm și în evenimentul zilei. Cum că doar la evenimentul zilei suntem, aci tragem la șai. Dar este absolut, adică cred că lămurește întreaga poveste. Da? Păcat. Sau lămurește. Păcat. Bine, păcat. Ne lămurește pe noi care suntem lămuriți. Dar să revenim, uite, să nu sărim de la una la alta. Alecu, ăla era filmat într-un spital unde este o forfotă zi. Nu, ăla nu era filmat. Ăla se filma. Se punea pe el pe internet. Deci el așa, înțelegi? Da. Cum îi vezi pe ăștia că merg pe stradă acum. Tu ai observat că e o modă. Și vorbesc ei cu unul care se vede. Ce-o vrea să vadă la el, mă, frate? Mă, eu nu înțeleg. Eu dacă aș vorbi cu Bălan, ultimul lucru pe care aș vrea să-l văd ar fi Bălan mergând. Adică, nu înțeleg de ce să ne filmăm. Pierzi mult, să știi. Încearcă. N-ai încercat, de-aia vorbește. Da. Spune, nu, pierzi mult. După viața asta. Mai ales acum, când am amortizorul ăsta stâng stricat, am un mers. Ce vă, Barășnikov era junior. Junior mic. Mă, deci, ăla se filma pe acolo, până eu unul nu înțeleg. Tu nu cum înțelegi, era holul ăla gol? Când spitalul ăla e plin zi și noapte... Ăla e un hol al depozitului. Un hol de depozit. Bun. Când vin răniți, cum a venit Bălan cu mâna la sub braț,
La farmacia aia nu e nimeni, îl vedeți, adică... Îl vedeți, domnule, și el se miră că nu vreau să-l văd. Așa, zi că te ascult. Nu, mă, că uite, acum pot să... Ia uite. Ia zi. Mă, pot să fac și alte gesturi cu... Mă, noi râdem, glumim, dar... Nu, dar eu întreb, ăla la farmacie, ce să pune din farmacie, da? Ți-am spus, este jignitor la adresa cuvântului român, pentru că cazul 2 mai a fost o campanie românească. În momentul în care o lume întreagă luptă pentru legalizarea drogurilor, noi am trăit pe pielea noastră ce înseamnă drogat. Un drogat. Ce înseamnă un drogat. Ce nenorociri poate să producă. În tăvălucul ăsta de nenorocire, ăsta ia un an și 4 luni cu suspendare. Furnizorul. Da, uite, îmi scrie cineva că, domnule, că nu e definitivă și că s-a judecat... Da, domnule, nu e definitivă, dar nu trebuie să iau... Individul e în pușcărie, spune. Da, și nu trebuie să iau atitudine. Această sentință este pentru intrarea în farmacie. Pentru droguri încă nu s-a judecat. Așa. Vreau să vă spun că n-a intrat în farmacie și asta tot încerc să întreb și eu și nu-mi răspunde nimeni. Într-un spital unde este forfotă zi și noapte, la farmacie noaptea e închis, nu e nimeni. Adică ăia care vin cu mâna ca bălan n-au nevoie de o aspirină de la farmacia aia de acolo. Păi nu e cineva care s-o dă? Îți dă marul ăsta. A, îmi dădea băiatul ăsta? Da, ăsta ce trebuie, da. Păi atunci dați-i, domnule, drumul. Dați-i drumul. Dați-i drumul. Și știți ce aș vrea eu să mai ne explice domnul ăsta care încă ține loc de ministru de interne? Și alți domni care țin loc de premier, de președinți, de până la alegerile astea, care or să vină alții care să le țină loc. Cum se face că am descoperit un geniu imobiliar? Tu îți dai seama? Ia, deci Trump. Trump e un fraier, mă. Ești curios. Așa. Deci aia Trump Tower, e o cocioabă în care nu stau nici proști. Cine e geniul ăla? Cine este geniul imobiliar? Da. Se numește domnul Mihai Pascu. Tu ai auzit de geniul imobiliar Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, da, care stăpânește 3/4 din nordul Bucureștiului? 3/4 din nordul Bucureștiului. A? Că eu n-am auzit. Ăla stăpânește 3/4 din nordul Bucureștiului, cum sunt eu capul familiei la mine. Că e săgeată prin care se spală banii din traficul de droguri. Tu vrei să o vezi pe fimea râzând? Vrei să o vezi pe fimea râzând? De ce? Mă duc acasă și zic, băi, eu-s capul familiei. Și începe să râdă. Păi toată lumea râde. A, toată. Vezi, uite, de-aia eu când mă duc acasă nu zic asta. Tu nu zici nimic când te duci acasă. Stai cu mine. Nu zic nimic. Zic doar că era închis la alimentara și am venit cu mâna goală. Da. Bun, și de ce să-l fi scăpat pe marul ăsta, mă? Ce miză e, în afară de miza socială, că l-am văzut toți plimbându-se prin spitalul de urgență, în afară de miza socială, ce miză e ăsta? Și legăturile lui... Ce miză este ăsta? Da, este miză că lui... face parte din și-ar haită. Fi, și-ar fi turnat, chiar, și-ar chiar fi turnat câțiva... Câțiva! De, câțiva chiar dacă este, nu, este ceva mai complicat alecule. Nu e vorba că îl iei pe unul și mai toarnă încă 3 prăpădiți ca și el și să ducă ea și fac 2 ani la Jilava. Da. Este vorba că se creează un precedent. Dar de ce să nu facă 2 ani la Jilava? Pentru că se creează un precedent. Deci dacă s-a putut cu ăsta, se poate și cu unul care ar fi deasupra lui. Și dacă se poate cu ăla, se poate și cu unul care este și mai sus decât el. Și atunci începe să se prăbușească lanțul. Nu vreau să fac acum că suntem la o emisiune de oameni serioși. Da, nu da. Vreau să fac literatură. Dar știi că îi spune demiurgul lui Hiperion într-o poezie al unui Eminescu. Da. Un văr de al nostru. Băiat destul de cunoscut în zona la noi. Din Botoșan. Da. Dar veni și la București, adică făcea navetă. Îi spune demiurgul, moartea nu se poate. De ce? Pentru că ți-aș da pământul în bucăți să-l faci împărăție. Moartea nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că se nega pe el. Demiurgul se nega pe el dacă îi dădea moartea lui Hiperion. Așa și ăștia. Dacă la bărberii pe Hiperion nu era demiurgul. Era și el
Pascu. Dacă unul dintre ăștia pică, se creează acest precedent și începe să se dărâme castelul. Sigur că n-are, acum n-are cine să-l dărâme. Dar mâine, sigur, va fi cineva care va dărma acest castel. Uite, cimitirul nevaccinaților. A fost atentat asupra premierului Slovaciei, care știm ce punct de vedere avea vis-a-vis de cimitirul nevaccinaților. Eu cred că l-are în continuare. Îl are în continuare, din fericire nu a murit. Am același punct de vedere și eu. Eu, din fericire, nu sunt premier, așa că dacă mă împușcă, nu o zică nimeni. Dar nu mă împușcă nimeni. Și aici avem mari probleme. Am văzut o mulțime de sepepiși vorbind despre cazul ăsta. Dar o frază merită spusă. Este singurul caz în care am văzut demnitarul și cetățenii de o parte a gardului și paznicii de partea cealaltă. Da, n-am mai văzut până acum. Deci asta... Ăia se păzeau între ei, nu păzeau demnitarul. De când Cocoș îl păzea pe Ceaușescu până acum, la câte misiuni ale SPP am urmărit de-a lungul vieții mele, n-am mai văzut una, toți paznicii să fie dincolo de gard. Să păzeau între ei. Se păzeau între ei. Ori aveau sindicat, aveau ședință de sindicat. Da, și pistol de 9 mm ținut în buzunarul de la pantaloni. Am văzut când l-a scos ăla ta, am crezut că e de jucărie, pe cuvântul meu. Păi, frate, da, mă rog. Eu mi-aduc aminte că atunci când a ieșit Constantinescu președinte, a venit în piața universității. Știi că am făcut și poza, am publicat-o în evenimentul zilei. Sau în ziua, nu mai mi-aduc aminte. Tu în ziua, eu în eveniment. După ce a plecat Constantin, s-a întâlnit cu poporul care a jucat hora, veselie acolo și a plecat. După el, SPP-ul, care era incipient pe vremea aia. Erau încă de la mea PN. Erau încă de la mea PN, se împușcau între ei. Dacă ți-aduce aminte că la un moment dat dăduseră concurs de ocupare a posturilor, că se împușcau între ei, rămăseseră posturi libere. Au două dacii, că dacii erau de asta 1300, au întors cu scrâșne de frâne să se arate ce șmecheri sunteți. S-a deschis ușa la una și au căzut două mitraliere. Deci pe Constantinescu, pe care nu vrea să-l împuște nimeni. N-avea nimeni nimic cu el. Și cu rocile lui. S-a împușcat singur. Ăla s-a împușcat singur, Constantin. Ei erau totuși într-o nenorocită de mașină care a plecat ultima. Coloana plecase deja. Ăștia erau mai cu scârțâitul pe la sfârșit, așa. Erau două mitraliere. Iar ăsta lângă un premier în funcție, când totuși lumea este foarte tulbure. Ăsta scoate din buzunar, ia uite, eu am cheile. Foarte tulbure. Acolo s-au câștigat alegerile. Acolo s-au câștigat alegerile la limită și cu același festival de hate pe care îl vedem și noi în mediul românesc. Da, apropo, adică de politizare... Un festival al urii care eu cred că va duce la mai multe astfel de incidente. Doamne ferește! Deci știu că la noi în Europa... Nu ți-amintești când se băteau cu vestele galbene sau mai târziu în timpul pandemiei când au fost protestele din Berlin? Da. Cu câtă satisfacție vorbeau unii despre cât de bine e să fie bătuți cetățenii? Aia da, mi-aduc aminte. Nu-i nimic, că o să mai discutăm și pe tema asta. Să strâng lucrurile. Vedeți că lumea este într-o mare schimbare. Lumea este la răscruce. Noi ne dăm cu F-35 pe aici, că era să și întârzi. Ne dăm cu F-35 pe la Băneasa pe aici, cască gura poporul și să simte apărat. N-au reușit să ne spună ce s-a întâmplat la Costinești astă vară, de a bubui digul, de a sărit apa cât un bloc cu 7 etaje. Singurul lucru pe care ne l-au spus, au spus că nu s-a întâmplat. Nici cu Mohamed Zet nu știm ce s-a întâmplat. După ce a venit poporul și a zis, domnule, eu sunt ud că a sărit apa de la bubuitură. Și a zis, s-a întâmplat, dar nu știm ce. Sâmbătă s-a scufundat fără a prinde chiar de veste o navă. Mohamed Zet. Așa, care, eu aflându-mă în zonă, adică mai pe lângă apă așa,
Am stat și eu de vorbă. Erai pe lângă Kerhana, totuși. Chiar în Kerhana eram. Și vorbeam de nava care se scufundase, vorba domnului președinte. Da. Și oameni care navigaseră pe mările astea și oceanele planetei mi-au spus așa, domnule, două nave care sunt mari, forța de inerție este mare, rău de tot. Degeaba dau ei înapoi mașina, mai pun frâne ca Flintstone, așa mai... Să duce nava aia, când să troznesc două nave, de să duce una la fund în 3 minute, alta n-are cum să scape să ducă până în portul Varna plutind vesel. Sub nicio formă. În afară de protocolul care spune că te duci în primul port și are logică ca să nu te scufunzi și tu, dar aia s-a dus în portul Varna și știi că au și apărut fotografii cu nava din portul Varna, care se presupune că a intrat în coliziune cu asta, are niște zgârieturi. Oamenii aia s-au uitat și au zis, mâncați-și gura. Păi dacă paia a dat-o la fund, asta trebuia să fie măcar jumate în sacoșe. Ea n-are decât niște zgârieturi. În sfârșit, și apropo de politizare, am văzut niște comentarii, nu aici, nu acum. Tu observ că societatea modernă furnizează câte o enigmă în fiecare zi? Lăsă-mă că... Ce ai citit vreun comentariu? Deci doamna Margareta ne spune că o să se inventeze pedeapsa cu moartea cu suspendare. Dom'le, bine că ne păstrăm umorul, dar cu umor, așa râzând, să mergem cu pachete la băieții ăștia. Nu o să facem nimic cu drogurile ale cu... Nu, nimic. Nu o să facem nimic. Absolut m-am nimic. M-am convins ieri uitându-mă, m-am convins. Nu știu cine ne-a oferit explicația pe Facebook, îi mulțumesc din suflet, sau pe YouTube. Vreau să-i spun că am experiență mai mare decât mulți avocați și procurori care sunt în funcție la ora asta. Înțeleg perfect că e o faptă disjunsă traficul de droguri și că acum două zile procesul cu traficul de droguri mergea în continuare. El e menținut în arest acolo. Vreau să vă spun că ghinionul acestui maru ar fi trebuit să fie că este agățat de o cauză atât de mediatizată care a provocat atât de multă indignare. Ăsta trebuia să fie ghinionul lui, nu norocul. Uite, mă întreabă cineva, îmi spune domnul Dănuț Irimia, spune că se bucură că are vârsta pe care o are. Știi că ai zis că nu vrei să mă vezi umblând și eu am pomenit de Barâșnikov și dânsul zice că s-ar putea ca unii să nu știe cine a fost. 100% știu mulți, da. A fost un văr de-al meu care dansa. Și n-a avut loc să danseze aici la Șarpilii Roșu. Am mers și la Balșoi Teatru. Dansa la Balșoi, că acolo avea loc. E unul dintre cei mai mari balerini ai lumii. El fizic nu mai. Dar de rămas, a rămas unul dintre cei mai mari balerini ai lumii. Iar eu, de când am amortizorul stâng paradit, încep să semăn cu el după moarte, cred că. Eu în continuare rămân fascinat de aia care merg așa pe stradă și zic... Și îl auzi și pe ălaltul cu care vorbește, știi? Și ce ai mai făcut, mămică? Uite, am cumpărat cireșe. Ai luat cireșe, mămică? Da, mămică, că am avut bani la mine, mămică. Am luat cireșe, mămică. Te-ai uitat să fie românești, mămică? M-am uitat să fie românești, mămică. Și el merge pe stradă. Deci atenție când votați... De ce nu ții telefonul la ureche să te auzi doar tu? Că ăla nu vorbește cu noi toți. Ăla nu ne spune cumpărați cireșe toți. Știi de ce? Eu vreau să-i avertizez pe oameni. Aveți grijă, votați pe cineva care are în plan pentru un proiectul pentru București să fie capace la canalizări. O să-l vadă măsa pe ăsta odată dispare. Că dispare din cadru. Și la săpături acolo, domnule, puneți, cum am văzut eu în Transnistria, în război, puneți de-alea, sau în Israel, garduri. Puneți de-alea betoane, nu? Garduri de-alea, trec mașinile pe între ele, știți, să nu poată să le dărâme.
Că, alminter, dacă pui numai o bandă de aia, nu trece, te trezești cu cu banda. Îl vede măsa cu banda după gât. și cu un peisaj în spate, niște capete de țevi îngropat așa. Și vreo două râme fac. A și săpată stat tot Bucureștiul. Bă, tot sapă. Tot sapă ca să arate că, uite... Sunt vestigii. Da, sunt vestigii. E Bucureștiul un oraș vechi. Deci, cred că au dat Vlad Țepeș de ăștia. Ne-am rămurit cu drogurile. Părerea mea, dacă vrei să spun părerea mea, Alecule, de om dacă care, care se simte foarte... Dacă nu vreau, ce facem? Foarte liniștit, tot o spun. Foarte liniștit și foarte, cum să spun, în siguranță, așa că am văzut F-35-urile alea. Da. Sensul unu a trecut pe lângă, mi s-a oprit motorul la mașină. A trecut pe deasupra mașinii, că eram chiar în dreptul aeroportului. Am înțeles că aduc și taburi și tancuri și așa. Da. Avem și Patriot, acum să vedem cum facem cu ele. O dăm la ucraineni sau că n-avem decât una. Suntem ca albanezii cu tancurile, știi? Da. Îl dăm pe unul sau le dăm pe amândouă? Da. Eu mă simt foarte apărat. Cred că bătălia împotriva drogurilor cu F-35-ul nu o să facem nimic. Nici cu alte, că mai aduceau niște blindate, că de-aia opriseră circulații. Aduceau niște blindate la expoziție aici. Foarte frumos, cred că or să bucure copiii, pe bune. Noi n-am avut parte de așa ceva. Noi săream gardul în unitatea militară. Am văzut pistoale în armată când ne-a luat. Noi stăteam la Brăila, în cartier, la Radu Negru, acolo când mă jucam eu, când eram mic. Erau multe unități militare dintre astea, de tancuri, de blindate, că eram aproape totuși de granița cu RSS-ul. Și eu am văzut blindatele astea, nu trebuie să mai fac expoziție, că săream gardul și ne jucam acolo. Ne dădeau și biscuiți soldați. Noi le duceam dude. Păi da, tu ai mai văzut o știre astăzi? Că s-au bătut în Parlament. În care Parlament? Al României? Al României. Nu o pot să cred. Florin Transgender. Roman. Transgender. Cu Dan Vâlcearu. Nu, cred că-s nu bărbați. Nu știu cine sunt ăștia. Doi foști, unul liberal și unul fost liberal. Sau unul era să fie liberal și unul... În fine, doi parlamentari români s-au bătut. S-au bătut în Parlament. S-au bătut în Parlament, dar fii atent cum. Fii atent cum. Întâi a apărut știrea că Florin Roman a luat un cap în gură. O, gata! Înțelegi? Începe să semene cu Radu Negru la mine. Așa. După care, Florin Roman zice, am primit un genunchi în gură. Aici, eu secvența pe care aș vrea, am înțeles că a filmat-o deja cineva, a dat filmarea la presă. Deci, ăla a sărit cu genunchiul la gura lui sau Florin Roman era cu gura undeva pe lângă genunchiul ăstuia? Că îți dă o descriere a situației diferită, înțelegi? Acum, eu zic să aveți grijă la alegeri, în afară de aia cu capacele la canalizare, să nu fie vreunul Bruce Lee pe ei pe acolo. Știi că Bruce Lee a fost pe Marte, da? Mm-hmm. Nu? Nu. Păi de-aia nu mai e viață pe Marte. Deci, fii atent. Asta, aveți grijă să nu fie caratist. A fost ministru de finanțe în guvernul Câțu. Și a mâncat bătaie? Sau? Nu, n-a mâncat nimic atunci. Sau a mâncat, nu mă, acum noi. A mâncat bătaie? Vâlceanu i-a dat bătaie ăluia care n-a mai ajuns ministru în guvernul Orban pentru că plagiase. N-am înțeles nimic. Deci interesant, doi băieți... Interesant e, unul zice că a luat în cap în gură, după care zice că a fost lovit cu genunchiul în gură. Pe mine imaginea asta cu genunchiul în gură vreau să o văd. Dacă o găsești Manu pe undeva... Mie capul în gură îmi place, am văzut la mine, la Brăila, de multe ori, capete în gură date de Chirpic, de Basamac, de ăștia. Când erau cred că deja aici era lovituit. Aici, ce vorbești, mă, aici ai aruncat prosopul, tu nu vezi? Papagalii ăștia s-au bătut, mă? Da, mă! Ia. Ia arată-ne, Manule, că eu n-am văzut. Păi da, ăla nu-i Vâlceanu. Nu? Nu-i arbitru, mă. E antrenorul.
Dar așa sunt pantalonii lui sau sunt niște izmene? Nu știm. Eu ar fi căzut pantalonii că l-a pocnit. I-a sărit cureaua. Tu îți dai seama. Deci tu îți dai seama. Stai mă, că eu am mai văzut bătăi în alte parlamente. Da, mă, am mai văzut bătăi în alte parlamente, dar nu speram să intrăm și ca consum de droguri și că ăla și că ăla chiar așa să ajungem. Asta cu bătaia în parlament eu sunt de acord. Cu drogurile, nu, dar cu bătaia în parlament să se bată, eu mă fac brancardier, Alecule. Mă fac te rog, cum era ninja. Te rog, brancardier, nu. Deci așa cum sunt eu paradis cu piciorul, sunt în stare să car răniții după caftelile din parlament, să-i și resuscitesc cu câte una, două palme, să-și revină. Păi aia care-s mai palizi. Dacă mai sunt mai palizi, abia aștept să-i resuscitesc puțin. Cu mâna asta operată. Deci, Manu, n-ai fost în stare să ne explici cum a fost cu genunchiul în gură. N-ai fost în stare. Nu ești în stare să ne lași așa. Cineva care să prins. Da, stuparul, pe cine să sunăm? Cineva care să pricepe, să ne explice. Dar deși să știi că s-ar putea că genunchiul parlamentar în gură este cu totul altfel decât genunchiul care se dă pe tatan. Părerea mea. Adică s-ar putea ca ăștia cu genunchi în gură să aibă din parlament să aibă bacalaureatul luat pe la 40 de ani după modelul premierului. Ăștia nu sunt... Adică să fi învățat întâi genunchi în gură și formă bacalaureatul. Filmul Bătăi. Uite-mă că e filmul Bătăi, mă. Ce face, mă, mamă asta? Dă-ne, Alecule, filmul Bătăi, că nu mai putem. Uite, scrie lumea. Nu vreau. Vrem meciuri reale, spune. Deci, fii atent. Domnul Petrică. Deci Bonică. Ăștia se... La bușca de nas! Dați-mi voi! Cine mă? Nu pot să ți-l dau. Nu pot. Nu vreau. Nu. Alecule, nu ne ține în tensiune. Deci, la mușca de nas. Alecule, pe deasupra sunt F... 35, nu te juca. Dă-ne ăla. Deci l-a mușcat de nas. Este incredibil. L-a mușcat de nas. Cine l-a mușcat de nas? Un parlamentar pe altul. Bă, mă interesează pe ăla de la finanțe. Adică ăla și-a luat-o? Nu, ăla de la finanțe, de la Câțu, nu și-a luat-o. La dracu, trebuie să jucăm și... Repriza a doua. Nu e ăla care ne-a belit de bani de a cumpărat tot ce vaccinurile? Bani, tot ce ai vrut. Nu, ăla e după Vâlceanu. Păi hai să-i luăm la rând. Mai bine că doamne, ca nu cumva să scape vreunul, eu zic să-i bărberim pe toți. Vești bune din Parlamentul Avem vești bune și din Turcia. De acum putem vizita Turcia doar cu buletinul. Da? Uh-huh. Gata, s-a dus Ciolacu acolo, a rezolvat cu Erdogan. Bine, a nimerit prost în ziua de doliu după președintele iranian. Mult mai bine, că dacă mi-aduc bine aminte, domnul Ponta a stat o lună și ceva, s-a și operat la genunchi, una și alta. Da. Până la urmă tot ne-a trebuit pașaport, adică luai autobuzul din fața la Gara de Nord să te duci la Laleli, să cumperi blugi ca să poți să vinzi în piață la Buzău. Ca să spui bazele devenirii premier. Da. Îți trebuia pașaport. Acum te duci la Laleli cu buletin. Ai văzut faza? Am văzut o fază absolut genială. Ia uite, Alecule. Îl mușcă mă de nas. Gândul, le mulțumim deci, pentru... Le mulțumim frumos. Auzi, dar deci s-au bătut, nu zice? Dar crezi că mă interesează frământările interne? Da, pe scări nu-i dă vânt, că sunt scările acolo. Nu-i dă niciunul un vânt pe scări. Salvare, nimic. Ia uite. Vis. Eu, deci la mușcat de nas, trebuie să-i fac o operație estetică. Să-i schimbe gogoșarul. Ia uite, ia stai mă futuți neamă, bă, te spar cu bătaia,
dispar, bă. Cum așa, n-am mâncat bătaie ministrul de finanțe? Sunt foști miniștri. Da, de la finanțe. Unul de la finanțe, unul nu știu unde. Eu țin cu ălalt. Eu sunt în colțul albastru, unde e ăla care n-a fost la finanțe. Deci, mâine este ședință parlamentară? Da. Băieți, după amiază, ăsta care n-ai fost la finanțe. Vii, te duc eu la sală, la prietenii mei. Îi facem la Gogoșaru. Coase urgența la el cu buletinul în mână să-l facă după poză. Că... Scuze-mă că te întrerup. Tu vrei să vorbim serios azi, nu? Eu foarte serios. Eu nu mi-am amintit și am discutat ieri la telefon, că eram cu fiimea în parc, mă plimbam și nu ți-am acordat atenția. Am discutat de ce ieri la telefon. Da. Băi, am discutat noi ieri la telefon. Este incredibil, este incredibil. Cred că în anii 90 am fi vândut 1 milion, 3 milioane de exemplare de ziar, dacă asta ar fi fost realitatea de atunci. Doamna Dana Ispa se întreabă arbitru unde era ca să-i despartă. Păi nu, doamnă, că arbitru nu-i desparte. Arbitru, ați văzut cum zice? Box? Box. Ce arbitru? Arbitrii suntem noi, că ne ducem la vot și votăm astfel de cretini. Noi suntem arbitrii. Să ne învățăm minte. Nu că să bat. Să se bată până le spune eu să se oprească. V-am spus, mă fac brancardier. Îi și resuscitez. Mi-e dor de perioada aia stătut așa când se acuzau între ei că-s mafioți, că se fut... era să zic că se fut în cul. Că, bine că n-am zis, știi, că mă luase. Să știi că mai este domnul Vio Serghei care este gând la gând cu tine. Adică? Care spune, ăștia sigur aveau altceva de rezolvat. 100%. Nu s-or fi înțeles care să fie activ și care să fie pasiv. Domnul Vio, mulțumim că vă uitați la noi. Din păcate lucrurile... Dar știi că dacă ăștia s-au întors în plen azi după bătaia asta, mâine dimineață vor pleca spre monitor oficial legi votate de ăștia. Adică trebuie să privești... Băi, sunt legi făcute cu sânge, mă. Sunt legi făcute cu sânge. Băi, sunt legi muncite făcute cu sânge, mă. Tu ai impresia că s-au Pentru mine rămâne totuși un mister dacă Dan Vâlceanu l-a mușcat de nas pe Florin Roman înainte de a-i da un genunchi în nas. Adică mă gândesc că totuși... Dar e canibal, mă, cum adică? Nu știu. Nasul, înțeleg, să îl spargi. Rămarul nu știi că mușca din ele? Da, știu. Rămarul mușca din ele și a distruie. Dar taximetristul... Să fie asta nu rămarul? Nu știu. Adevărul e cum a mușcat din buget... Pare așa canibal. Cum am mușcat din buget în timpul pandemiei, pare a fi canibal. Dar, prietenii noștri, nu scăpați. Nu cumva să credeți. Mai dăm în cartea mea pe ecran. Mai sunt 20 de exemplare. Prieteni dragi, nu scăpați. Ia uitați-vă acolo. Cimitirul nevaccinaților. Știți cum se încheie cimitirul nevaccinaților? Nu le spune. Nu vă spun. Vă spun doar motoul. Sub bocancii oricărei dictaturi, oricât de dură ar fi ea, se naște și se coagulează o mișcare de rezistență care până la urmă răstoarnă dictatura. Vedeți că bocancii ăstora cam au găuri deja. Mă sperie că ultima dictatură ne-a luat 50 de ani să o răsturnăm. Cred că ăștia au bocancii găuriți deja. Cred că... ar fi bine să aibă bocanci fără șireturi, că șireturile alea să folosesc nu numai la... Am văzut la trupele de comandă. Nu numai la încheiatul bocancilor. Și cravata. Am văzut niște băieți în filme, nu așa. Nu în parlament. Că nu în parlament. Nu de ăștia în parlament. Am văzut niște băieți care le făcea nodul la cravata la adversariu, o idee mai sus. Așa că, atenție. Cum ați spus că fac reclamă la doamna Obărșea, nu fac de reclamă nici la carte, vă spun, uitați-vă pe editura de carte.ro, mai sunt vreo 20 ceva de exemplare. S-a vândut, întâmplător s-a vândut chiar foarte bine cartea. Nu m-am îmbogățit din ea, nici nu vreau, nici evenimentul zilei nu s-a îmbogățit. Dar este un manifest
pentru tot ce ne-au făcut nemernici ăștia în pandemie și pentru care eu cred în continuu. Cred cu toată tăria că vor plăti și asta se va întâmpla foarte curând. Vezi că s-au luat la bătaie. Dăm voie să... Bă, ăsta Vulceanu e deci, pasiv. Fii atent. Deci imaginea este mult mai complexă. Deci în timp ce ăștia se mușcau de nas și stăteau genunchi în nas... În gură. Unde se liberau? Pe holurile Parlamentului se desfășura un protest al angajaților Parlamentului care cereau salarii mai mari. Sub cupola Parlamentului? Sub cupola, deci... Sub... Mamă, ce cuvânt îmi venea în loc de cupola. Deci, sub cupola Parlamentului, unii se băteau, unii protestau. Și unii făceau legi care mâine dimineață pleacă spre monitor oficial și tu le vei aplica. Nu, eu mă voi supune lor. Te vei supune că de lor. Aplicat mi le aplică miliția. Slugile ăstora. Ăștia care îi vedeți voi că se mușcă de nas, nu sunt în stare nici, băi, frate, dacă vedeam chestia asta în cartier la Brăila, le dădea interzis, le punea de aia pe pașaport de persoana non grata să mai intre în cartier. Bă, ori îl pleznești, ori nu, mă. Cum ai că-l muși de nas? Ori îl lași lat, dacă aveți ceva. Dar cred că, Alecule, cred că și tu și telespectatorul care ne-a scris că nu s-au înțeles, domnul Serghei, așa. Nu s-au înțeles care e pasivul și care e activul, că părea o bătăiță mai de domnișoare, așa. Măi, fioroși totuși. Altfel fioroși, balauroși așa, cum balauroși, i-am văzut. Balauroși așa. Dar părea mai de domnișoare așa, adică mai fă, îți rup părul din cap. Mai... Nu i-a zis niciunul fă, lua altul. Mă, nu știu, dar asta cu părul din cap, că unul din ei cam ca noi doi, așa? Înseamnă că noi am văzut repriza a doua. Asta, eu zic că am văzut repriza a doua. Păi tu stai seama că ăștia dimineață și-au pus ceasul, s-au îmbrăcat frumos. Și s-au dus la Parlament. Că au ei treabă la Parlament. Până a venit mașina aia cu număr, cu Depsen. Depsen, i-a luat. Așa, da. Trece până intersecție, milițianul zice, trece domn demnitar. Da. Tu îți dai seama? Și pe urmă a coborât din mașină, șoferul i-a deschis ușa, el și-a luat geanta frumos, are consilieri, a urcat scările alea mult așa, de Ceaușescu abia le urca săracul. A urcat scările, eu nu mai pot să le urc deloc acum. A urcat, de-aia nu mă fac parlamentar. A urcat scările alea așa, s-au dus, ai văzut ce somptuos e acolo, au trecut pe sub candelabrele alea, pe sub așa. Da. Vulceanule, au trecut soarele. Pe lângă aia care protestau. Au trecut pe lângă aia care protestau. Azi, vreți salarii mai mari. Da, suntem alături de voi. Cum să nu? Pe tine te cunosc, pe mai conciliat atunci... când mă tăiase la burtă și mi-ai spus să iau saproțan, că-mi trece. Mulțumesc frumos! Ia uitați-vă, mă, băieți. Băieți ăștia sunt senatori și deputați. Ăștia vă fac legi, oameni buni. Legi care se prăbușesc în capul nostru. Și ne mirăm că România este unde este. Ăștia nu cumva trebuiau să voteze legea antidrog? Antinas. A? Antinas. Păi de aia s-a repezit la nas. Nu mușcă de nas pe mine. Manu ăsta nu mă lămurește cu nimic. Eu plec de aici la fel de derutat ca Vâlceanu. De aia, mă, ca să nu o tragă pe nas. De aia l-a mușcat de nas. Băi, asta... Acum îl mușcă, mă, de nas. Acum îl mușcă de nas. Na, e clar, uite, fii atent, la pucă de nas, îl ține de bărbie și harști. Bun. Ia zi-mă că vrei să vorbim ceva serios, dar nu mai știu nimic. Vreau să vorbesc și foarte serios. Uite, chiar ne atrag atenția oamenii că dacă vreau să uite la bâlci, se duceau la teatru de comedie, la Mihăiță, la Da. Meu. Dar totuși asta e realitatea din România. Nu e comedie. Deci, nu e comedie. Ăștia nu sunt actori, sunt parlamentari. Sunt parlamentari. Deci ați văzut, s-a întâmplat în realitate. Ăla care a scăpat de pușcărie nu e actor, e furnizor de drumuri. Judecătorul care i-a dat drumul e judecător, iese la pensie la 45 de ani cu 5.000 de euro ca Dănileț, ca servici justiția. Din păcate, este un râs amar. Încercăm să ne salvăm
prin acest tumor, dar cred că trebuie să ne mai salvăm și prin acțiune. Manu, te rog frumos, sună pe doamna avocat să trecem la... Pentru că nu-i lăsăm. Apropo de politică, ce am arătat noi, politica din patria noastră, ne-a scris cineva că, domnule, chiar vorbi ar de Caracal, de ce nu vorbiți acum de cei care să luptă pentru binele țării? Eu știam că tot să luptă pentru binele țării. Toți am, l-am urmărit eu. Și bă, ăsta cred că l-a mușcat de nas ca să fie mai bine în România. Nu cred că l-a mușcat de nas așa că îi plăcea nasului. Avea condimente pe el, ierburi aromate din Provence. Să rămână, doamna avocat. Bună, bună. Bine ați venit să vă facem reclamă. Da, mersi. Până acum am făcut reclamă la Parlament. Dumneavoastră, cum stați? V-a mai amendat cineva până că ăștia s-au mușcat de nas? V-a mai amendat? Acum am terminat două cauze care le-am avut, dar am aflat ceva. Ia. Am aflat de la domnii ziariști faptul că Ludinga Cicălie s-ar fi schimbat regimul de detenție. I-a dat și lui ăsta cu suspendare? Nu, regimul de detenție s-a schimbat. Se pare că este luat în considerare că e bătrân și vrea să fie... De fapt, ei doresc să-l izoleze, să nu cumva să mai ajung la el. Credeam că i-au dat și lui ăsta muncă în folosul comunității să măture pe-n cimitir, că ar fi în domeniu oarecum așa. Nu, se pare ca să stea în niște condiții cât mai profitabile, pentru că până acum n-a spus nimic. Cât bun, mai profitabile. Apropo de nespus nimic, haideți să începem în forță, doamna avocat, că da, până acum ne-am râs plânsul de Parlament. Manu, te rog frumos, dă-ne înregistrarea, de fapt nu înregistrarea, este o foaie, o transcriere după o înregistrare. Este transcrierea unui procuror. Dă-o pe tot ecranul, Manu. Las-mă pe mine că sunt nebărbierit. Vedeți? Doamna avocat, spuneți-ne dumneavoastră, ca să nu citesc eu, că am ochelarii aia de... Aburiți. De necite. Am ochelarii de văzut cafteli în Parlament. Ai găsit-o? Este una în care domnul procuror spune, spuneți-ne dumneavoastră, doamna avocat, noi vă prezentăm, astea ca să vedeți că avem documentele, avem dovezile. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, doamna avocat. Spuneți-mi la ce se referă. Ce spune Dincă din pușcărie familiei lui, înregistrare făcută ambiental cu aprobarea judecătorului? Deci, în data de 2 decembrie 2019, am fost la sediul IGPR și am stat de vorbă atunci prima dată cu Dincă. Și l-am întrebat unde sunt fetele și el mi-a zis, râzând așa, în butoi și la lizieră, și a început să râdă. Și i-am spus, măi, eu nu te cred. Deci era prea direct, îmi spunea prea direct. Și eu zic, eu nu te cred. După care a venit procurorul și a făcut semn să tacă din gură. Procurorul Pătuleanu îi face semn, pune degetul la buză și la gură și îi face semn să tacă din gură. După care, același procuror Pătuleanu îi spune să-și mute șapca pe cap, că el era cu marginea șepcii în spate, să o pună în față și le spune polițiștilor, dați drumul la înregistrare, la aparat. Bun. E, și... este audiat Dincă, îi arată niște cărtii, deci ți le însuțești, el zice da, zic, domnul procuror, vreau să văd eu ce, nu vă interesează pe dumneavoastră, nici pe mine, nici pe Tonel, după care el pleacă, Dincă, pleacă, ne trimite și pe noi să plecăm, coborăm, ne întâlnim jos cu ziariștii, după două zile este făcută acea înregistrare în care îi spune fiul și soții. Vedeți cu aveți acolo în dreapta, Manu, este cealaltă. Este cealaltă pe care a arătat-o un pic. Asta unde e subliniat acolo. Așa. Spuneți, doamnă, acum. Și atenție. Nu, eu nu văd ce scrie acolo. Bombă. Vă spun, știți bine ce scrie. Scrie din că le spune celor din familie. Dacă le-aș spune
că fetele sunt în viață, da. Spuneți dumneavoastră mai da. Departe. Deci dacă eu aș fi spus că fetele sunt vii, automat vă lua pe voi. Cine putea să ia? Că eu nu reprezint nicio autoritate. Cine putea să ia? Automat, deci, repet, pe dacă le spuneam că fetele sunt vii, automat vă luau pe voi. Pe voi. De ce să ei, ia aici... pe ei dacă dincă le spunea că fetele sunt vii? De ei, ce oare? Ia uitați-vă că avem, uitați documentul, uitați-l cu ștampilă. Ăsta este documentul. Dă-l mare, Manu, pe tot ecranul. Ăsta este documentul. Deci, repet, mi se pare esențial pentru caz. Dacă le-aș fi spus că fetele sunt vii, v-ar fi luat pe voi. De ce? Spune Dincă lucrul ăsta. De ce să ia pe ei? Alecu. Ei, înregistrarea ce? Aceea a fost dată pe post. E vorba de o oră și ceva de convorbire cu familia sa. Da, știu despre intonația, ea. Să știți, dar că eu mă refer la bucățica asta care mie mi se pare esențială. Pentru că o leg de faptul că lucru pe care l-au descoperit ziariștii și nu anchetatorii, chiar o colegă de-a mea, Georgiana Murgilă, o ziaristă excepțională, care a descoperit-o pe fiică sa lui Dincă în ziua dispariției Alexandrei, da. Care era la o terasă lângă Caracal și care a spus că, vă aduc aminte că era luna iulie când s-a întâmplat nenorocirea. Și care a spus, întâi a spus că n-a fost ea, iar după ce i s-au arătat imaginile, a spus că se dusese la o pepinieră care este în apropierea Caracalului să cumpere nuci ca să-i pună la Arad, unde are bărbatul, nu știu ce plantație. Planție, da. Un mic amendament aici. Pomii să pun primăvara sau toamna, mai ales nuci. Asta mi-au spus-o cei de acolo, oameni care chiar cu asta se ocupă. Eu în viața mea am plantat niște pomi, dar nu mai știu ce anul. Dar eu vă mai spun încă ceva, domnul Bălan, eu vă mai spun încă ceva. Vă rog. Când a fost audiat Dincă la sediul Digot, acesta a spus că soția lui, în timp ce făceau polițiștii anchetă în curtea lui și în casa lui, soția lui făcea curat în casă. Cum? Înțelegeți? Cum? Stați un pic. Da, da, da. Stați că eu citeam aici că comentarii ale unor telespectatori că ăștia doi păreau că vor să se pupe și unul nu vrea. Și da, într-adevăr, cineva ne ceartă și pe bună dreptate. Un domn cib ne ceartă și, repet, pe bună dreptate aveți perfectă dreptate. Spune așa, dacă dă ordin Licuriciu, se bat parte în parte ciolacul cu ciucă în direct și live la TV. Parcă acum a scăzut din lună. E adevărat, vă dau perfectă dreptate. N-am căzut din lună, trăim și noi în țara asta. Hai că asta. Nu le-a dat ordin Licuriciului, Vâlceanu și Roman se muște de nas. Hai să rămânem la Caracal. Da, hai să trecem înapoi la Caracal. Așa. Mușcat ăștia Haideți, de nas. Ce mai aveți înaintați la... Deci, încă o dată, subliniez lucrul ăsta pentru că mi se pare excepțional. Dacă le-aș fi spus că sunt vii, v-ar fi luat pe voi. De ce să ia pe ei și să nu-l ia pe Risipițeanu? Sau pe nu mai știu care din Caracal. Sau ăia. Haideți să vă explic eu de ce. Cu care să vă explic la cârciumă. Ia spuneți-ne. În ziua în care cei Dincă este prins, dimineața aceea, este ridicat de acasă, apare un lucru foarte interesant, pe care mi se pare mie interesant. Dincă nu spune absolut nimic de nicio fată. Nu recunoaște nimic. Asta în 26. În 27, de asemenea, nu recunoaște nimic. În 28 dimineața, deci în 28 dimineața, gândiți-vă bine, era atunci duminică, Dincă spune că este obosit și o să dea declarație mai târziu. Ce se întâmplă că ceva mai târziu? Dincă este luat de lângă avocatul lui, în curtea casei lui, de lângă domnul avocat de la Craiova, este trimis în grădină cu acel polițist venit de la București,
despre care procurorul Vasilescu spunea. Nu, nu era venit. Spus... Era la un șpriț cu familia. Acolo. Era în concediu, da. Era la un șpriț cu familia. Așa, da. Și a auzit din că este trimis acolo o curte cu acel polițist despre care domnul Vasilescu, procurorul Dico de la Craiova, mi-a zis așa. Mi s-a spus, zic, domnul procuror, de ce l-ați trimis pe acest polițist care nu lucra în sistemul dumneavoastră? Nu avea nicio legătură. Și mi-a zis că i s-a spus că lucrează la dosar. După ce discută cu acel polițist de la București, era liber, după aceea, la care dosar lucra? Aceea, că nu s-a făcuse niciun dosar. La care dosar lucra? N-a vrut să mai spună nimic procurorul Vasilescu. Gândiți-vă că după aceea, Dincă dă declarația, eu le-am făcut, le-am dres, și expresiile pe care le-a folosit. Eu îmi pun o întrebare, un om, la vârsta lui, la 60 și ceva de ani pe care o avea atunci, cum poate să facă asemenea afirmații atât de dure ca să săvârși fapta, atât de grav? În momentul în care nu are ceva de ascuns, el a ascuns ceva, i s-a spus să spună așa ceva, promițându-i se că se va obține clemență pentru o altă faptă. Și atunci îmi pun întrebarea, cât de sigură mai pot fi eu ca cetățean în această țară în momentul în care autoritățile, organele de anchetă știu despre niște fapte ilicite, le țin și după aceea găsesc un fraier căruia să-i pună în față, domne, uite, le-ai săvârșit, noi te știm mai de mult. Mai pot eu să fiu sigură în România asta? Ce se întâmplă aici? Cu siguranță că nu. Doamna avocat, haideți să mergem mai departe, pentru că nu este singurul lucru foarte important pe care vreau să vi-l, arătăm. Ăsta pe care... înregistrarea aceasta, ne-a spus la dispoziție și niște imagini, niște fotografii. Ele sunt alb-negru, nu se văd foarte bine, dar o să vă rog să ne explicați ce sunt, ce, fiecare dintre ele. Asta aici, oprește Manu aici. Da, uitați-vă acolo, doamnă, vedeți că este o lenjerie de pat pe pat. E, fotografia aceea a fost făcută înainte de percheziție. A fost făcută de către echipa de criminaliști de la Craiova, dacă nu mă înșel, și observați că pe pat se află o lenjerie de pat. Se află un cearceaf, se află niște perne, o pilotă învelite în cearceaf. Salteaua aceea, uitați-vă cât de împuțită este camera, dar salteaua este albă. Iar pe lenjeria aceea s-au făcut probe și să știți că nu s-a găsit ADN-ul Alexandrei. După cum, din raportul de expertiză medico-legală, reiese că nici în zona organelor genitale al Dincă nu s-a găsit că ar fi avut contact sexual cu Alexandra. Este în dosarul despre care a făcut, în dosarul 2491 per 2019. Dați-mi voie să recapitulez. 1. Dincă le spune, spune celor din familia lui: dacă le spuneam că sunt fetele vii, vă luau pe voi. 2. Soția lui Dincă face curat, face curat sub ochii autorităților în camera unde se presupune că a fost violul, a avut loc violul, a cărei victimă a fost Alexandra. Și într-adevăr, se vede cât de împuțită e camera, ce jeghe pe acolo de răzui cu șpaclu, iar patul este discrepanță. Patul este curat, inclusiv salteaua. Este curată. Da. Așternuturile sunt curate. Dar cineva nu există urmă de ADN. Cineva ori a schimbat așternuturile, adică ori, sigur, că așternuturile ar fi trebuit să fie la fel de împuțite ca și camera. Nu cred că din că stăteam mizeria aia acolo... La ora... Nu, o clipă, domnul Bălan. Stați puțin. Deci la ora la care s-a făcut fotografia, nu ajunsese nevasta lui Dincă acolo. Deci la ora la care s-a făcut fotografia, nu ajunsese nevasta lui Dincă acolo. Aha. Deci, stați un pic, atunci ești mai grav. Altcineva a schimbat. Deci acolo au fost plantate... Sau n-a schimbat... Sau oricum cineva a umblat la probe.
Despre asta este vorba. Mai avem o fotografie, ne-ați spus că de proști au fost, au fotografiat un obiect pe care după aia nu l-au mai băgat în dosar, că era important. Da. Spuneți-ne dumneavoastră, astea sunt fotografiile, nu? Așa, aceasta este fotografia cu butoiul și ce este jos sunt acele bețe de metal de 60 de centimetri lungime, despre care anchetatorii au spus că au fost folosite de dincă ca să amestece cadavrul în butoi. Deci vreau să vă spun că sunt imagini absolut în premieră, nu le-ați mai văzut, deși cazul Caracal se vrea uitat. Sunt imagini absolut în premieră ce vedeți la noi. Deci, butoiul, mai spuneți-ne o dată, doamnă, că nu ne iese la socoteală. Butoiul are 1,20 m înălțime, iar bețele acelea au 60 m. Dacă amesteca în butoi cadavrul, nu putea să-l amestece, pica butoiul jos sau, mai spunea din că cadavrele nu au dus să stea în picioare și s-au așezat în fund, în butoi, ca să poată încăpea în butoi. Dar dacă el meseca cadavrul cu aceste bețe de 60 cm, eu vă spun că mâna lui era arsă, dar din expertiza văzută nu avea urme de arsură pe mâini. Păi normal că dacă bagi 60 de cm într-un metru și trebuie să te cam apleci asupra focului lui. Dacă s-a plecat mai tare... Era deasupra butoiului, era și salcia, care nu are niciun fel de... Niciun fel de urmă de arsură, da. Dar cred că dacă s-a plecat, dacă erau alea mai scurte, cădea și el în butoi. Mai avem o fotografie cu acel obiect, nu vreau să-l spun eu, vă las pe dumneavoastră. Cu acel obiect, ăsta, despre asta este vorba, este un obiect pe masă, făcut de către criminaliști, poza este făcută de către criminaliști și de proști au fost, după aia, adică de proști, de ei crezându-se șmeche. Au scos acel obiect din... nu se mai pomenește nimic despre el în premieră. Despre ce este vorba, da, doamna avocat? În fotografia de jos, la stânga, se găsește o notificare care se găsește măsuța de la capătul patului din camera lui Dincă, acolo este trecută adresa lui Dincă, strada Caracal Craiovei 169. E, să știți că de acolo am avut eu probleme. De ce? Am aflat de această fotografie care e făcută în dimineața zilei de 26 iulie, când a fost ridicat Dincă, după care în raportul de constatare, în CFL-ul care l-au întocmit și în raportul de percheziție, nu mai apare. Aceste acte sunt semnate către șeful poliției, celebru Mirea. L-am întrebat și pe acesta ce poate să-mi spună de dispariția acestei notificări care a fost trimisă în data de 9 mai 2019 de la Arad pe numele fiicei lui Dincă. Este o notificare pentru stabilirea impozitului. Bineînțeles că nu fi văzut-o Alexandra dacă era acolo. Dar știți ce este interesant cu această fotografie? Este că în ziua în care eu am găsit-o, foarte bucuroasă că am dat de această hârtie și voiam să fac legătura cu alte probe din dosar, am trimis fotografia lui mama Alexandrei în toamna lui 2020. Știți ce a făcut mama Alexandrei? Nici măcar n-a deschis corespondența tatăl Alexandrei, a zis că e obosit și nu s-a putut deranja să vadă când i-am trimis eu această dovadă, să ia legătura cu avocatul. În scurt timp, după ce i-am trimis fotografia, proba aceasta, care mă gândeam că ajută la identificarea locației unde ar putea fi Alexandra, m-a reclamat la barou, mama Alexandrei, că o stresez pe cer să-și schimbe avocatul. Lucrul acesta se întâmpla în luna ianuarie 2021. Și gândiți-vă dumneavoastră că m-a reclamat la barou, a cerut să fiu exclusă din avocatură sau cel puțin un an de zile să fiu suspendată pentru că o stresez. De ce? Și ulterior, eu bănuiam că se întâmplă ceva prin spatele meu. Am văzut corespondența dintre Dincă și telefonică din penitenciar. M-am făcut că vreau să merg până la București după o ședință de judecată. Am urcat în mașină cu avocatul familiei Măceșanu și pe drum, la o oră după ce am plecat din Slatina, Dincă îl sună pe avocatul familiei Măceșanu.
Alo, domnul avocat, prima replică a domnului avocat Moldovan, avocatul familiei Măgeșanu și lui domnul Cumpănașu, știți care a fost prima replică? Domnul Dincă, vedeți că sunt cu doamna Obășanu. Da. M-am jurat, Dincă, după care închide telefonul. Haideți o oră mai târziu sunt la documentul alo, ăsta, a coborât asta? Să revenim la elementul ăsta. Da. Deci, ăștia l-au pozat. Au pozat tot ce era acolo, da? Da. După care dispare. De ce credeți că dispare? Pentru că dacă ar fi care fost această... Care este semnificația? Dacă ar fi fost Alexandra în acea cameră unde se afla această hârtie, primul lucru care îl vedea, vedea această hârtie și acolo era adresa. Și ar fi spus-o... Și ar fi spus-o la 112. Atunci, exact. A plantat cineva exact. Proba asta? Nu. Ce concluzie tragem noi de aici? Că Alexandra n-a fost în camera aia. Exact. Și atunci venim la ce am vorbit data trecută. Că nu în cartierul Bolt, ci Alexandra indică un alt cartier din Caracal, că o martoră spune că a auzit la adresa respectivă, casa de lângă ea, a auzit zgomot noaptea și cu puțin timp înainte să vină polițiștii la casa descrisă de Alexandra și indicat cartierul, a fost o altă mașină, asemănătoare cu mașina cu care veniseră polițiștii. A fost o altă mașină care a luat trei bărbați cu o fată și care au dispărut după aceea. Și a venit după aia pistol să caute tocul de la pistol într-o casă care evident era goală atâta vreme cât cu o jumătate de oră înainte martorul, acea doamnă, spunea că a fost o mașină care semăna izbitor cu aia de miliție. Acum, poate doamna nu confundă mărcile. Dar, clar, acțiunea nu are cum să o confunde. Trei bărbați cu o fată au ieșit din acea locuință. Nemint, Alexandra a fost în altă casă. Pentru că dacă ar fi văzut acea hârtie care ați văzut că sare în ochi, mai dă o dată Manu pe ecran, te rog. Sare în ochi hârtia aia. Sare în ochi. N-ai cum să n-o vezi. N-ai cum. Dă hârtia. Ia-o-te. N-ai cum când să n-o vezi. Când i-am repusată șefului poliției, Mirea, a început să tremure. Nu ai cum să nu vezi hârtia asta. Hârtie în care este și numele și adresa. Ar fi primul lucru l-ar fi spus la 112. Primul lucru ăsta ar fi fost pe care l-ar fi spus la 112. Hârtia asta... Să știți asta, că eu nu am găsit din dimineața respectivă, o clipă că vreau să vă spun ceva, din dimineața respectivă eu nu am găsit nicio fotografie din care să rezulte pe cartea de vizită pe măsuța aceea. Din dimineața respectivă, mai târziu s-au făcut, aia e altceva, dar din dimineața de 26 eu nu am găsit fotografie cu cartea de vizită de care face vorbire pe măsuță undeva. Reținem și asta. Deci, unu, reținem ce am vorbit un pic mai devreme, declarația lui Dinc, de fapt, discuția lui Dincă cu familia, nu le spun că sunt vii pentru că voia și pe voi, ceea ce înseamnă că, după părerea mea, este vorba despre o mafie, un clan de traficat carne vie. În al doilea rând, dispare această probă esențială care ne dovedește faptul că Alexandra, așa cum am presupus pe baza altor probe și pe baza declarației de martor, nu a fost în casa lui Dincă și vă aducem această mărturie și vă aducem și patul curat, în care nu se găsește ADN-ul fetei. Și acum să trecem la a treia chestiune, la fel de importantă, zic eu. Că tot v-au certat că de ce vă ocupați de Alexandra. Vă ocupați și de Alexandra pentru că sunt legate cele două cazuri. Ar trebui conexat dosarul. Da, mă rog. Haideți să trecem la tot la Caracal, tot la Dincă, dar ce să vezi la alt dosar? Dosarul de tâlhărie. Tâlhăria se referă la faptul că Dincă a depozitat-o de telefon pe
Măceșanu, pe Luiza. Melencu. Pe Luiza Melencu. Manu, te rog frumos, mai vezi că sunt două fotografii de la fața locului, de la reconstituire. Asta este și asta este esențială. Spuneți-ne despre ce este vorba, doamnă. Despre captura asta de pe telefon. Deci, în data de 26 august, se vede că telefonul Luizei ajunge într-o zonă în care avea contact la celulă. Acum sunt disponibilă. Deci, era încărcat telefonul. Ba, nu numai că era în încărcat. În 28 iunie, procurorii se fac că îl caută prin lanul de floarea soarelui. Însă, ei știau că telefonul acesta este alimentat cu baterie, pentru că și în luna aprilie, după dispariții, și în luna mai, și în luna iunie, telefonul acesta prezintă notificări de prezență. Deci, ca și cum a fost închis și s-a deschis. S-au ajuns într-o zonă unde avea semnal. Acces la celulă. În 27 august, judecător de la Tribunalul București dă o dispoziție să îi se comunice unde a fost activ telefonul. Nu unde a funcționat, unde a fost activ. E, ce părere aveți că nu se răspunde unde a fost telefonul deschis? Dar acum când de ani de zile, de 4 ani de zile, am plângere pentru tâlhărie și am cerut să se localizeze în acele zeci de dăți unde se deschidea telefonul. Și ce părere aveți? Că nu vor să localizeze unde se deschidea telefonul. Deci ce celule le constata telefonul că se deschide? Domnul Blind Guardian ne pune, evident este un nume de împrumut, dar întrebarea este extraordinară și sună așa. Având în vedere timpul trecut și pe ce mâini de mafioți au ajuns fetele, oare fetele mai trăiesc sau le-au ucis ulterior să scape de ele? Să știți că întrebarea asta mi-am pus-o și eu de multe ori. Nu știu. Eu mă gândesc vis-a-vis de cererea mamei Alexandrei de a fi achitat dincă pentru infracțiunea de omor. Familia Alexandrei știe ceva. Știe. Și cu toate acestea nu vrea să ajute pentru aflarea adevărului. Dar eu nu, le spun doar atât. Nu, dați-o pe Alexandra înapoi. Doamna avocată, haideți să nu acuzăm familia unei victime. Ca să vedem unde este Luiza. Oamenii se comportă și ei așa cum cred că... Nu. Pentru că vreau să vă pun cererea. Deci există cerere de achitare, în cererea de apel. Dar m-am rugat. Și niciodată. Deci, domnul Balan, nu știu dacă fac bine sau nu fac bine, dar credeți-mă, vă spun un singur lucru. Dacă dumneavoastră veți găsi în dosarul de judecată o cerere de consultare a dosarului din partea familiei Alexandrei, eu îmi pun șteangul de gât. Vă spun sincer. Cum adică să vii la sala de judecată și să nu întrebi o dată unde este Alexandra? Deci credeți-vă, da, pentru mine lucrul acesta îmi demonstrează că acolo se știe unde este Alexandra și sunt foarte liniștiți. Dar unde este Luiza? Da, nu, eu nu m-aș referi la fiecare suferă în felul lui. Nu, dar e vorba de suferință. Sau, mă rog, nu știu ce. Fac cum cred ei că spuneți, ar atunci, fi mai bine pentru copilul. Suferință, lor. Suferință, dar atunci de ce spui tu ca mamă? Nu te interesează unde este fata mea? Aia, nu știu. De ce mă pun întrebarea asta? Cum poți să-mi spui mie când vede că îmi dau silința să aflu unde este fiica, așa, și tu ca mamă, disperată, să spui nu te interesează unde e fata mea? Doamnă, nu judecăm părinții unei victime aici. Judecăm autoritățile care n-au făcut nimic. Nu judecăm, dar judecăm pentru că suntem cetățeni. De ce? Suntem cetățeni și avem dreptul să judecăm autoritățile pentru că noi le plătim. Cum suferă o mamă după pierderea fiicei ei, este problema dumneai. Că nemernici ăștia au plantat probe, că nemernici ăștia ascund o rețea de trafic de carne vie, este problema noastră, a cetățenilor, și avem dreptul să întrebăm.
Știți că tot umblă vorba asta. Nu comentăm deciziile judecătorești. Păi nu comentăm deciziile judecătorești când sunt date de judecători întregi la cap. Nu judecători care trag pe nas, nu judecătoare care pierd curent, fură curent și stau în fața camerelor de luat vederi cât un minut și jumătate uitându-se ca curca în lemne. Alminter foarte balauroasă în sala de judecată când face apelul morților din dosar, când alți judecători fac ce fac, când ăsta îl pune liber, îl pune să măture prin cimitir, în ziua în care, oameni buni, avem acest drept să-i tragem la răspundere. Se vorbește de legea răspunderii magistraților de 30 de ani. Nu o s-o ardea niciodată. Pentru că toți cei care ar trebui să dea această lege sunt avut, îi iau la mână procurorii. Pentru că sunt niște ticăloși. Sau dacă printre ei mai sunt unii curați, n-au loc de gașca mare de ticăloși care să mușcă de nas prin Parlament pe acolo. Asta de-aia nu o să dea niciodată. Și pentru că nu o să se dea niciodată, este datoria noastră de cetățeni. Să știți că putem să avem, există codul de procedură, există o procedură prin care noi, cetățenii, putem să avem o inițiativă legislativă. Și să-i văd eu pe aia din Parlament care nu votează o asemenea lege. Păi eu am avut privilegiul să îi iau interviu celui care, procurorului care a condus în Italia operațiunea Mâinile Curate, lui Di Pietro. Știți ce mi-a spus? Sunt nevoită să vă las că intru în sala de judecată. Mulțumim frumos, doamnă avocat. Mulțumim frumos. Cele trei lucruri importante pe care am vrut să le arătăm oamenilor sunt în premieră. Cred că ar trebui să ne intereseze. Ne-au certat vreo doi, nu acum, data trecută. Domnule, vă ocupați de mai bine ăștia care muncesc pentru țară. Bine. Ei, uite, noi zicând ne-am că ocupat și de aia care muncesc. O să ne ocupăm și de aia care muncesc pentru țară, că văd că și-au făcut vile pe marginea lacului Como. Din truda asta pentru țară. Nemernici. Îmi spune doamna Silvia Voivod, nu se poate face nimic, domnul Ovidiu. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Doamna Silvia, iertați-mă. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Noi, la noi e puterea. Știu, sunt lozinci. Nu sunt niciun fel de lozinci. Ba da. Nu sunt niciun fel de lozinci. Ba da, și uite acum, la finalul emisiunii, închid cercul. Uită-te la sentința primită de Maru în fața unui val de oprobiu public, cum rar s-a întâmplat. N-am văzut oprobiu. Ce oprobiu? Care oprobiu public? Am văzut tribunalul înconjurat de 1 milion de oameni? Păi cum, la Paris, când a fost vorba să le mărească vârsta de pensionare, de la 62 la 64, adică... Păi la Paris s-au dărmat Parisul, au mutat turnul Eiffel în altă piață. Și au bătut jandarmii și s-au dus acasă. Nu, că noi am bătut jandarmii și s-au dus acasă. Păi am văzut tribunalul înconjurat de 1 milion de cetățeni? Am văzut alea sutele de mii de beculatori pe care îi vedeam când îi scotea seriul pe stradă. Ieșind și zicând, domnule, alo, domnul judecător, pa, acasă, să vină altul întreg la cap. Nu suntem de acord cu sentința asta. Pe baza a ce a dat sentința asta? Pe baza a ce? A ce lege? Baza nimic. Făcută de către cine? De ăștia care dansează tango și se pupă în Parlament? De este unul cu nasul mușcat? Bă, fi vrut să-l muște de buză și l-a mușcat de nas. Dar și ăsta are nasul lângă buză. Poate că are și nasul un pic lăsat. O fi mai coroiat. Nu, doamna Silvia. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Se poate face. Ba mai mult. Cred că a și venit vremea să se poată face. Pentru că, repet, omenirea este la o răspântie. Iar România face și ea parte din omenirea asta. Chiar dacă mulți ne consideră la ultimul vagon, în ultimul compartiment ăla de lângă WC-ul nespălat, suntem în trenul ăsta. Și trebuie să mergem în același drum cu el. Și să ne și schimbăm hainele
și să facem în așa fel încât să trecem într-un compartiment, nu de clasa întâi, dar un compartiment care să merite. Îmi cer scuze, am uitat să spun, sunt nebărbierit și față de Alecu, care este proaspăt și de la Pfizer. Eu sunt așa pentru că zilele astea se împlinesc 7 ani de când l-am pierdut pe tata și peste câteva zile 10 ani de când am pierdut-o pe mama. Dumnezeu să-i odihnească. Dumnezeu să-i odihnească și am zis că este un semn de respect pentru ei. Știți că există un obicei, cel puțin la mine în sud. 40 de zile... Dacă n-am apucat atunci la 40 de zile, s-a apucat acum. De-aia sunt și în costumul ăsta negru. Urmează să mă duc la Brăila. Am fost și luni de Paștele Blajinilor la cimitir. Dar nu necazurile mele personale sunt depus pe masă aici în podcastul ăsta. Și ceea ce ne doare pe toți. Că mâine un alt drogat descreierat o să lovească cu mașina, Doamne ferește, pe alții și o să vedeți ce o să iasă. Și o să ia cu suspendare. Asta ne doare. Ne doare că în Parlament niște descreierați care au furat în pandemie, de-au rupt. Nu s-a mai auzit nimic de dosarul ăla din pandemie. Suntem noi acuzați că, vezi, Doamne, reîncălzim ciorba. Nu, domnule, ciorba e fierbinte rău de tot. Au ascuns nemernici ăștia oala. De-aia nu ați mai văzut-o dumneavoastră. Ciorba e fierbinte. În cazul Caracal, ciorba e foarte fierbinte. În cazul Pascu, arde rău de tot. Spui că opinia publică. Care opinie publică? În afară de manifestațiile pe care le-am văzut acolo, copiii aia și cinste lor, studenții de la drept, care au ieșit, ne bazăm, da, doamnă, ați spus că nu e nicio speranță. Ba da, studenții de la drept au ieșit și au spus prost se lucrează în dosarul ăsta. Se încearcă acoperirea vinovatului. Viitorii magistrați, am încredere, bravo copii! În ziua în care s-a judecat procesul, a fost un marș al tăcerii, pe 2 mai, da, cu un slogan foarte inteligent. Sunt copii inteligenți. Ăștia care spuneți că generația tânără din România e o generație de descreierați. Nu! Descreierații sunt ăști puțini, Pascu și cretinul ălaltul care umblă de să filmează pe holurile spitalului căutând farmacia. Știți de ce? Par mai mulți? Pentru că sunt foarte vocali și pentru că fac nenorociri. Și pentru că judecătorii le dau dreptate. Și pentru că judecătorii le dau dreptate. Bravo, Ale! Să vede cât ai ras astăzi de dimineață. Da, pentru că judecătorii le dau dreptate. Mâine îmi pare rău că n-avem podcast. Pentru că? Pentru că eu aș fi așteptat cu mare, mare interes repriza a doua. Adică în colțul roșu, cum îl cheam pe ăsta? În colțul roșu, Daniel Vâlceanu! Pălantul, cum îl cheamă? Florin Roman. În colțul albastru, Florin Roman. Eliberați ringul. Începe repriza a doua. O să vă ia dracu în repriza a treia. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și să auzim de bine. Sau măcar de un pic de bine. Până data viitoare.